Bun găsit la Breaking the News, sunt Denisa Catrinu, iată că începem o nouă emisiune. Astăzi vom discuta despre proiectele municipiului Pitești, de la promisiuni la fapte, pentru că Andrei Mihai, președintele Forța Națională, a făcut o cerere către primărie în baza strategiei de dezvoltare a municipiului Pitești pentru perioada 2014-2020, pentru că știm că ni se promisese foarte multe proiecte, iar acesta a vrut să vadă cum stă primăria la acest capitol, câte a făcut din câte a promis. De asemenea, vom avea și materialele, așa cum știți, la ordinea zilei. Însă, toate acestea le voi discuta alături de Edi Vasile, jurnalist, de Luiza Dobrescu, jurnalist Absolut TV, și de Andrei Mihai, așa cum spuneam, președintele Partidului Forța Națională, filiala Argeș. Bine ați venit la Breaking the News! Bine, încep cu Andrei, pentru că, așa cum spuneam, tu ai formulat o cerere către primăria municipiului Pitești pentru a vedea cum stăm cu proiectele. Da, iată că suntem în 2018, au cam avut 2 ani la dispoziție, da, să le facă. Ce răspuns ai primit tu? Eu l-am aici în față, da, dar... Am primit un răspuns de la autoritățile locale. Să spun sincer, a fost o surpriză să primesc un răspuns. Eu chiar nu mă așteptam să primesc acest răspuns de la autoritățile locale, având în vedere lipsa de transparență de care aceștia au dat dovadă de fiecare dată. Răspunsul a venit în timp util, a venit în cele 30 de zile, da? Necesare unui astfel de răspuns. În schimb, este total incomplet. Ne-am cerut, dacă te uiți pe acele documente pe care le-am prezentat, am cerut pe lângă stadiul de realizare și persoanele responsabile și cine se ocupă de acele proiecte. Dacă te uiți cu atenție, vei observa că din cele 48 de proiecte pe care dumneavoastră... Chiar mă uitam cât ai scris tu, 48, și ți-au răspuns nu la 48, doar la 20. Deci despre restul de 28 de proiecte nu au spus nimic. De fapt, în ultima frază au spus că nu au găsit surse de finanțare. Deci răspunsul este total incomplet. Este în stilul caracteristic al primăriei municipiului Pitești, și anume lipsi de profesionism, de profesionalitate. Da. Nu au spus ce s-a întâmplat. Vreți cu cele... Asta, deci asta ai primit tu ca răspuns, da? Da, acela este... Numărul de pagini nu corespunde. Nu, tu aici ai vreo 3, ei ți-au trimis, da, au trimis două, da? Foi ca să răspundă și ei la solicitare, total neprofesionist. Dacă vom citi și vom intra în detaliu, deci asta este primul lucru care trebuie observat, că nu au răspuns la... N-au pomenit despre celelalte proiecte, dar și despre cele despre care au pomenit, despre care au vorbit, vei vedea că răspunsurile sunt total evazive și fără să intre direct în subiect. Da, asta a fost și pentru noi o surpriză, că nu au reușit să se concentreze suficient să ne dea un răspuns, nu mie sau nu nouă, cât piteștenilor în primul rând. Asta cred că ar fi fost mai important să facă. Da, văd că la fiecare ți-a spus, de exemplu, la centura de vest Pitești, Bascoval, Bota, proiectul a fost declarat de către Ministerul Transporturilor ca fiind un proiect prioritar, avându-se în vedere, acum dacă sunt și în tot. Nu putem să citim tot, dar uite aici, dacă tot ai adus în discuție, vei vedea că suntem în același stadiu, și anume studiile de fezabilitate trebuie reactualizate. Prin grija Companiei Naționale de Administrare, da, a Infrastructurii, deci, Rutiere, este, da? Asta este răspunsul oficial al primăriei Pitești. Dacă cineva așteaptă autostrada de Bascov Albota, nu o va avea în perioada următoare. Cel puțin nu cred că vom. Iar în podul 2020. Nou peste râul Argeș, nu s-au găsit surse de finanțare, nu sunt surse, da? De finanțare. Dar sunt toate proiectele sunt în același stadiu, și anume spre 0%. Spre 0%. În afară de aceste proiecte care ori n-au surse de finanțare, ori nu au studiile făcute, ori au doar cererile depuse, vei vedea că sunt doar 7 proiecte, 8 proiecte din cele 48 care au fost finalizate. Deci doar 8 proiecte finalizate din cele 48. Îți dă bine, Luiza, nu? E ok. Da. Este o perioadă în care vedem că administrația nu lucrează în interesul cetățeanului, și asta se poate vedea cu ochi liber. Edi, tu ce părere ai? Înainte de toate, cred că trebuie menționat ce presupune această strategie de dezvoltare. Ca să înțeleagă toată lumea despre ce vorbim aici. Strategia de dezvoltare este planul în baza căruia orice administrație locală de aici încolo își va putea desfășura activitatea, și face referire în mod primordial, să zic așa, la activitățile majore și direcțiile de dezvoltare ale unei urbe.
În cazul de față, Piteștiu. Cele 48, câte spunea dumneavoastră, domnul președinte, de puncte, sunt trecute acolo, puteau să fie și 500. Era cu atât mai bine dacă erau 500. Ideal era să fie și mai multe dintre ele realizate, așa cum spuneați dumneavoastră, 100% la momentul ăsta. Însă nu le-aș imputa atât de mult faptul că au trecut multe în strategia de dezvoltare, pentru că altfel nici nu poți să te apuci de muncă, să te apuci de treabă dacă nu le-ai trecut în strategia de dezvoltare. Deci câte vreme investițiile sunt trecute în această strategie de dezvoltare, ele vor putea fi făcute la un moment dat. Nu trebuie să confundăm strategia de dezvoltare cu... Nu, dar avea un termen, Edi, de 2017-2020, deci nu era strategia de dezvoltare pentru următorii 50 de ani. Era strategia dar nu este de nici obligatorie. Nu este obligatorie, dar să știi că această strategie a fost realizată, nu a fost scrisă de un angajat al primăriei, pur și simplu că s-a trezit el dimineața că vrea să facă lucrurile astea. A fost o metodologie, în urma căreia au fost consultații factori de decizie din municipiul Pitești, universități, asociații oamenilor de afaceri, Camera de Comerț, adică de aici au reieșit toate aceste proiecte. Nu au fost proiecte pur și simplu... Proiectele reiesc din nevoi. Din nevoile de dezvoltare. Deci nu eu fost... ce vreau să spun ca idee și dacă mă lăsați să spun până la capăt o să vedeți cu cam unde bat, este că dacă ar fi avut mai mult sprijin, n-am întâlnit niciun primar până acum, oricât ar fi el de bun sau de slab pregătit, care să nu vrea să dezvolte localitatea pe care o are. Din vari motive pe care le putem deduce fiecare dintre noi. Cu atât mai puțin este valabil în cazul Piteștiului, care cu siguranță dacă ar avea un pic mai mult sprijin, cred că e puțin spus un pic mai mult sprijin. Ceva sprijin. Să sprijin, domne, să-și facă proiectele astea, să găsească finanțare, cu altfel ar fi stat lucrurile. Ziceați de Compania Națională de Drumuri. Noi înțeleg la nivel de Argeș și avem o propunere de capitolul science fiction, nu știu, de comediile cu Stan și Bran, că vrem să-l ducem pe Gheorghiță de la drumuri naționale de aici în Argeș, să-l ducem secretar de stat la nivel național, că să vezi ce o să facă Gheorghiță. Mihăiță. Mihăiță, Gheorghiță, tot aia e. Vă dați seama cât de... I-am compilat exact numele. Dați seama cât de important e dacă nu-i ține minte nici numele. Mihăiță o să meargă secretar de stat să vezi acum ce o să înflorească Argeș. Păi el n-a fost în stare să ocupe de infrastructura pe care o are în Argeș. Da. Ieri treceam pe un drum spre Topoloveni, pe zona de Călinești, era apă pe marginea drumului, pe drum național. Doamne, da apă, dar am zis că sunt în Veneția. În Veneția trag pe dreapta să mă relaxez, să mă uit să văd cât de frumos e, uite, o splendoare. Când a apărut un buldoescavator acolo, cred că era Gică de la Călinești primarul, care încerca să scoată mizeria din șanț, să se ducă apa. Nu, de altă dată la Ștefănești nu era nimeni nici cu buldo, nici cu nimic. Acolo toată localitatea plutea așa într-o mare derivă, cum de altfel se întâmplă de când a preluat mandatul doamna Genibi la primărița noastră de acolo. Deci strategia de dezvoltare nu trebuie să se confunde cu programul de guvernare, cum îl înțelege toată lumea. Nu, se confunde, Edi, pentru că dacă vei uita... Se confunde în momentul în care se poate pune în dacă aplicare. Dacă te vei uita în pliantele electorale ale Partidului Social Democrat din alegerile locale în care a câștigat domnul primar Cornel Ionică, vei vedea că toate aceste proiecte se regăseau și în promisiunile lor. Deci promisiunile erau aceleași ca cele din programul, din această strategie. Acum încerc să vă explic dumneavoastră și telespectatorilor, că după atâția ani de democrație... Edi, dacă tot, îmi cer scuze că te întrerup, dacă tot vorbeai despre Ștefănești și Dasoba, pe cum arăta ieri alaltări când a fost, ce să vezi, ploaie, hai să vedem și un material, pentru că tot avem. Orașul Ștefănești a devenit lacustru din spiritele solidaritate cu Comuna Bradu și cu orașele Costești și Pitești și cu alte localități aflate în aceeași situație. Avem niște zvonuri cum că viitura de 7.30 a adus cu ea prin curți scutece murdare, peturi și alte tipuri de gunoi mai mult sau mai puțin reciclabil. În semn de bucurie, edilii și-au pus cizmele de cauciuc de firmă și au ieșit pe străzi la poze. Te-am tratat cu napolitane, Giovanni. Mi-am luat bile de gondolă clasa întâi, dar m-ai dus cu clasa a doua. Dar de ce mi-ai luat și bacșiș, Giovanni? Te prind eu la mamaia, ilicitule, Borgia, Castanova, Machiavelli! Oh!
Orașul Ștefănești este un oraș cu oameni primitori, care au primit toată apa de ploaie în casă, au servit-o cu multă atenție. Poetul simbolist George Bacovia s-ar fi simțit în elementul lui, izolat de multă apă în propria locuință. Nu de alta, dar edilii orașului au dat atâta atenție amenajărilor de pâraie, încât acestea au ieșit din matcă. Sistemul de colectare pluvială a depus și el armele. Cu acest prilej, aflăm și care sunt zonele predispuse la inundații în caz de ploi torențiale. Să sperăm că vor afla și edilii urbei, dar numai după ce vor coborî geamul roz care îi desparte lemuritorii de rând din oraș. Bun, am văzut materialul, cam așa stă situația la Ștefănești. Bine ai zis, Luiza, orașul dintre ape. Spunea și Edi ceva mai devreme că se simțea ceva ca la Veneția. Deci nu trebuie să mai plecăm. Ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns, dar credeți-mă că e tragic. Păi este e cu atât mai tragic cu cât există serviciu de gospodărie comunală acolo. Adică ai oameni cu care poți să intervii în orice moment la astfel de probleme. Există cei de la 416. M-am speriat săptămâna trecută, am mers până la poștă în Ștefănești, aveam de depus un colect, de trimis un colect și vreau să spun că poșta era altă cu asalt de cei de la 416. Cu căruțe, cam vestul sălbatic, ce să vă spun? Să-și ia ajutoarele. A, da. Nu i-am văzut, văzut odată la muncă pe la 416. Au la 416 vile cu două etaje, cu mașini, cu ce mai vreți noastră, cai, căruțe, animale și iau ajutor de la stat. Păi nu, că nu e posibil. Îi chem decât la vot? Nu îi chem și la muncă? La muncă vin doar aia care nu votează cu vicele. Asta ți-o spun la muncă sigur. Înțeleg că merg în altă parte. La domnul Vicen Curtec și pe proprietățile lui. Că i-am văzut chiar eu. Adică la precedenta zăpadă care a venit și a plecat așa. Noi aveam grămezile de zăpadă pe stradă și abia făceam față nemeților, iar băieții lucrau liniștiți în curtea domnului Vice, făcându-i pârtie. Adică și în fața pârții. Păi omul, vorba aceea, nu putea să vină la serviciu ca să poată să stea cât mai mult degeaba. Pentru că toate lucrurile astea care se întâmplă sunt în atribuțiile dumnealui. Și ceea ce mă deranjează cel mai mult este că în urmă cu vreo două săptămâni, în cadrul conferinței de presă de la PSD, a venit domnul Velcea, care i-a spus că, domnule, noi o să-i punem în vedere să își îndeplinească fișa postului. Ok, păi uite, că îl doare în barier, ca să zic așa. De Velcea. Ce da. Bume proaste, de caterincă ieftină. Nu, dar domnul Velcea vine, am înțeles. L-au trimis pe Velcea de pe miel la tăiere, că tot vine Paște, până la Paște îl taie Mihalcea, îl tranjează, exact. Îl aduce gata păstrămit. Ce vorbim aici de Velcea? Păi... Mare importanță în PSD, domnul Velcea, să vezi ce o să facă el acolo. De ce nu s-a dus Manu să preia organizația, să facă ordine, că suntem vecini acolo la Ștefănești? De ce nu s-a dus domnul Valeca, că e tot în Ștefănești, de ce nu s-au dus mari liderii politici? Păi ca să... L-au trimis pe Velcea că știau că e cauză pierdută și să eventual să mai ia și în freză pe acolo. Da, am înțeles că stă toată ziua prin biroul domnului Mihalcea și că își petrece foarte mult timp. Zici că de este care avea... cafea bună, da. Nu, cred, în fine. Așa, da, cât stă domnul Mihalcea. Dar nu, chiar ne place că vine domnul Velcea la Ștefănești, pentru că așa mai stă și domnul Mihalcea în instituție. Până acum era plecat toată ziua, nimeni nu știe cu ce. Și se întocea pe la ora, nu știu, cred că 2:30 sau 3 dormise omul, mâncase. Adică, hai bă, ce, adică ce vreți să spuneți că obosit? Da. El atunci venea fresh, știi? Adică ce înseamnă chestia asta? Sunteți obosiți de muncă? Păi eu vorba aia, până acum am muncit, am prins. Eu nu aș fi așa de vehement sau... Material încă spunea ceva despre... Imediat termin ideea cu Ștefănești. Nu aș fi atât de vehement în a găsi o vină lui Mihalcea sau lui Jenica. Eu aș găsi o vină la comun. Cea mai mare vine, dacă mă întrebați pe mine, o poartă PSD Argeș, care i-a pus pe listă pe cei doi ca și candidați, în condițiile în care aveau foarte mulți oameni capabili în Ștefănești, exact. Oameni în regulă, care puteau să acheseze la o idee de genul ăsta, altfel ar fi stat lucrurile. Dar, până una alta, încă mai am speranța că, la un moment dat, oamenii ăștia vor atinge nivelul de normalitate, să înțeleagă că păstoresc una dintre cele mai importante localități din județul Argeș. Pentru noi poate fi amuzant sau poate fi enervant la un moment dat, dar pentru oamenii care lucrează acolo, credeți-mă că este și care muncesc, exasperant. Și care locuiesc în zonă.
Oamenii merg acasă de la muncă, după zi de muncă acolo, nu poți să te duci acasă, te zici că e casa plină de apă, te-a pus să scoți apa din casă, nu plătește nimeni pagube, nu nimic. Repet, ai serviciu de gospodărie comunală, sunt autorități, aveți bani grămadă, că v-au rămas bani cârca acolo, n-ați făcut nimic cu ei anul trecut. Adică deja lucrurile astea devin tragicomice. Nu e normal, nu poți să-ți bagi joc de zeci de mii de oameni doar că vor mușchii unora din PSD să-i țină pe ăștia în brațe. Da, păi, adică nu se poate să ajungi într-un hal de nesimțire de genul ăsta. Să ne ocupăm numai de probleme de politică, de nu știu ce. Bun, am înțeles, nu se înțeleg Mihalcea cu Jenica. E în regulă. Bă, hai să găsim o variantă. Du-te, Valeca, tu acolo, stai de vorbă cu ei. Nu poate să sufere un oraș întreg din cauza neînțelegerilor dintre cei doi. Fără a spune că unul e bun sau altul e rău. Prea puțin interesează pe oameni. Că stăm de vorbă cu o groază de oameni cu toți în fiecare zi. Pe oameni nu asta interesează. Mai sunt unii care au interese. Unii spun că Mihalcea e rău, alții spun că Jenica e rea, unii zic că Mihalcea e bun, că Jenica e înger și mai departe. Nu asta e problema. Problema este că oamenii ăștia s-au plătit din bani publici, au fost votați să-și facă treaba. Atât de simplu e și de normal. Am ajuns să ni se pară niște lucruri banale și normale, extraordinar de complicate. Adică trimitem un emisar de la PSD pe domnul Velcea să vadă el care e treaba acolo, să găsească soluții. Facem un fel de ședință, așa, un fel de brainstorming. Mai avem să facem o strategie de asta de împăcare, eventual, cum e strategia de dezvoltare la Pitești. Cu ce vorbim Andrea aici? Marin, nu mai suntem sănătoși la cap. Da. Iar legat de chestia cu strategia de dezvoltare... Spuneam că vina cea mai mare tot la partid, cred eu că se regăsește, în condițiile în care la momentul acesta PSD înnage și are absolut toată puterea de care are nevoie. La noi nu există nici stat paralel, există doar politicieni paraleli. Noi avem la Argeș PSD, Consiliul Județean este PSD, majoritatea primărilor sunt PSD, prefectul apolitic e PSD. Unde e problema? De ce nu reușește și ei să se impună la București să atragă fonduri? Luați lista cu investițiile și vedeți că în toate județele din această regiune în care conviețuim și noi, au primit bani mai mulți decât județul Argeș. E normal ca lista lui Ionică să rămână în coadă de pește și să nu primească bani dacă ăștia nu sunt în stare să facă, să-și promoveze proiectele pe care le au. N-ai cum, singur în lumea asta nu poți să te descurci. Nu există niciun fel de variantă. Poate să fie Ionică să stea în cap în centrul Piteștiului. Dacă nu îl ajută și colegii de partid, nu merge. Așa funcționează lucrurile. După cum bine vedem la televizor în fiecare zi. După cum bine am văzut că nu sunt luați în seamă și că da, și-au luat în freză sâmbătă când domnul Valeca a pierdut funcția de vicepreședinte. Care putea să însemne o influență mai mare la București, să țină cont de aia toți. Bă, stai așa că este vicepreședinte la partidul de guvernământ, coleg de-al nostru, mare ștab acolo, hai să-i mai ciupim niște băluți acolo. Care nevoie de centură, care nevoie de asta, că o să se sufoce Piteștiul în câțiva ani de zile la capitolul trafic dacă nu reușim să ne facem centură? Dar, repet, singur n-ai cum să-i dai înainte. Păi, acum tu, eu nu înțeleg ce spui tu, că singur nu are cum să-l dai înainte, dar poate că nu e chiar așa singur, nu? Au avut susținerea asta și organizația Pitește este una dintre cele mai importante din județ, nu? Nu pot să spui că e chiar singur. Nu cred că ieri s-a înscris în PSD nici domnul Ionică, nici ceilalți de acolo. Pe bun, nu e singur și are într-adevăr cea mai puternică organizație din județ. Dar dacă restul sunt tambă, sunt lemtănase? Păi, dacă s-au dus la București să mănânce un mic la vulturul pe autostradă și s-au bucurat la o bere după aia, măcar Ionică nici nu s-a dus la București, înțeleg că a fost plecat în țară. Nu e vorba de organizația, nu e vorba de ei între ei în Argeș, e vorba de ei în raport cu Bucureștiul. Câtă vreme ei au venit să ia lumină, să ceară domnul Valeca binecuvântarea organizației, să-l ridice în slăv pe domnul Dragnea și la congres. Binecuvântat... Și-au ridicat toți câte 7 mâini, fiecare câte avea în dotare. Ăla a zis Dragnea, domnule, dacă sunteți așa cu minți și blându ben, o organizație nimic. Așa de nieluță, dați-vă mânghie tata pe creșteți și aia a fost. Ați văzut-o și pe gagică, mi-a gata, s-a încheiat. Întotdeauna cam atât, până aici. Păi asta era important. Până aici primiți ajutor. Mai da, uite, e o chestie similară apropo de Ștefănești. Sunt foarte mulți care locuiesc în Ștefănești, de la București, este domnul Văcăroiu, sunt foarte mulți care au case acolo. Bine că nu ori locuie ei, dar au case acolo. Ce poți să
să spui mai mult? Deci dacă ei nu reușesc în Ștefănești să facă nimic pentru orașul ăsta și ne-au pus analfabeți ăștia doi șefi acolo în oraș, spune-mi și mie, cum ar putea ei să ridice capul din pământ în fața lor de acolo? De ce ei nu reușesc aici? Dar mi-te acolo. Adică e o chestie care trebuie luată și ea. Uite, na, ce avem aici? Ia uite, uite, vezi? Nu avem sistem de colectare pluvială, adică problema asta este de ani, nu este de acum. Vreau să spun că la un moment dat, chiar domnul Văcărui a fost inundat în casa dumnealui pe care o are, am înțeles, pe Rebranu, stă pe acolo, pe undeva. Da, deci... Și vrei să spun... Nu mai spune, că mi se rupe sufletul când aud vorbe de astea. Nu, dar asta spune, adică... Inundat pe Văcărui. Chiar n-am simțit. Deci gata, mă doare inima acum că l-a inundat pe Văcărui. Cum a fi scos el apa din curte? Ce să spun? Sărăcuțul de el. Era în cizme și nu mai putea să scoată apa. Aia, fii serioasă. Domnul Mihalcea și... Auzi, prefectul s-a dus acolo și cu o găleată pregătit să-i scoată apa din curte. Nu, domnul prefect are alte atribuții. Sunt mult mai mulți oameni importanți în Ștefănești care merită să fie sprijiniți și pur cetățenii, pur și simplu. Bineînțeles. Nu crezi Văcărui acolo și gata, trebuie să miște Mihalcea. Că așa se întâmplă și cu aia care lucrează la serviciul edilitare, să vină să-i facă ăstuia curat în fața curții. Și oamenii au vină în problema asta, vă spun, pentru că aici n-a fost vorba că s-a umflat râul, a venit mare inundație. E vorba că și omul în fața casei lui, până la coadă, nu vă supărați, trebuie să pune mâna pe lopată și pe o sapă să-și curețe șanțul. Bine, dar asta e o problemă din totdeauna. Păi, nu, niciodată nu s-au curățat șanțurile și nu s-au luat gunoaie din fața curții. Da, dar primăria trebuie să meargă și să le spună: fraților, uite, voi trebuie să faceți chestia asta, dacă nu vă dau amenzi. Pe cum să dea domnul Mihalcea amenzi când de acolo vin voturile dumnealui? Adică, scuză-mă, din moment ce pe el nu-l doare burta, de ce l-ar durea pe ăla? Adică, nu știu cum să spun. Exact. Uite, la mine pe stradă, oamenii și-au făcut șanțuri. La mine și-au făcut șanțuri, oamenii și le-au betonat. Cu bine, e sigur că ești Ștefănești? Da, vorbesc serios, deci au făcut pe banii lor. Și cu toate astea se scurge de pe dealuri. Și îți dai seama că se strânge acolo la stradă, unde șanțurile alea, să mă ierte Dumnezeu, chiar trebuie făcute. Eu nu l-am văzut vreodată pe domnul Mihalcea și cu oamenii dumnealui să vină să facă curățenie în zona aia. N-au venit pentru că de acolo nu iau voturi din zona Viișoara. Se duc în alte, pe Marcea, spre exemplu, că de-aia am rămas foarte șocată când am auzit că e vorba că pe Marcea a fost inundată. Păi cum, domnule, dacă vă duceți și vedeți ce șanțuri sunt acolo și ce asfalt impecabil, zici că nu e adevărat. Adică, frate, zici că nici nu suntem în Ștefănești. Și așa că de asta spun. Iar eu când am spus de domnul Văcăruiu, ideea era că era un motiv în plus ca domnul Văcăruiu să se ducă și să-l tragă de mână, că băi, băiete, tu vezi mă ce e aici, ia apucă-te. Păi, dar nu și ar trebui, eu asta încerc să spun și eu lui Zafia, nu ar trebui să funcționeze lucrurile, vai de mine, este un om extraordinar de important care merită tot respectul, fostul președinte al Curții de Conturi, adică nu contez lucrul ăsta, dar nu ar trebui să fie un om din acesta care să vină să spună ție ca primar sau cu viceprimar, trezește-te băi omule, lucrează pentru cetățeni. Ar trebui să vină de la el. Nu, ar trebui nu ca vină. Acel cetățean, viceprimar sau primar, să aibă conștiința lucrului bine făcut. Eu asta încerc să spun. Să nu trebuie ceva. Să vină cineva, vai de mine, a venit Văcăroiu și mi-a tras pe mine de urechi. Și că trebuie să fac treaba. Omul ăla, toată ziua cât stă el în primărie, el nu se gândește decât la asta el. Asta am încercat să spun când ziceam că vai de mine că e Văcăroiu. Poate să fie oricine, deci nu trebuie să fie neapărat. Putea să fie, uite, Edi, da? Care este un cetățean de onoare al orașului Ștefănești și ar trebui să vină în fața curții să vadă ce se întâmplă, nu? Și sunt foarte multe probleme la oricare dintre cetățenii din orașul Ștefănești. Dar să știți că au fost mai multe localități unde au existat probleme de genul ăsta. Și în Boiana Lacului, în Bradu, nu numai la Ștefănești. Și de-aia spun că vina în cazul de față că ne aducem aminte de treaba asta numai când vine viitura sau vine ploaia. Dar în mod normal ar trebui ca oamenii să iasă la muncă. Și mă refer în deosebire cei de la 416, de la cei care au servicii de gospodărire proprie, să folosească utilajele, că da, există acolo. Și asta e, dau și un pic de spirit de gospodar. Oamenii așteaptă să se serviciile locale să-și facă treaba, dar să știi că lucrurile astea se întâmplă pentru că s-au acumulat anumite reziduri pe marginea drumului. Până și ăștia, au fost respective sunt reziduri. Păi Ștefănești e groapă de gunoi, ce vorbim de reziduri? Și noi ele acolo aia. Trebuie să fie. Dacă nu stă acolo, nu ești Ștefănești. Dacă nici acolo nu sunt gunoi, unde mai e? Când plouă, atunci se vede rezultatul. Atunci chiar rezultatul... vorbeam cu cineva de la Apă Canal, dacă nu mă înșel, și tot așa. I-am spus, domnule, spune-mi, care e treaba cu canalizarea asta? De ce nu captează? Și omul mi-a spus, domnule, nu are nicio treabă canalizarea cu apele astea, zice. Da, fiecare primărie trebuie să investească într-un sistem de colectare pluvială. Ori la ședința precedentă de Consiliul Local de la Ștefănești, domnul vice vota proiect de sistem de colectare pluvială pentru zona unde stă fix
mică sa, care nici măcar nu e zonă inundabilă. Unde stă? Unde stă? În zona OJRSA. Adică, băi, frate, suntem cu capul, chiar numai când vrei să faci o chestie, o faci numai pentru ai tăi. Ce știu dacă se face? Păi nu că nu s-a votat până la urmă. Sau altă chestie. Noi în loc să rezolvăm, uite, probleme de genul ăsta, care vorba aia, vine apa peste noi, vine zăpada peste noi și noi nici măcar colac de salvare n-avem, noi facem teren de sport când noi avem, de zici că avem, cum să vă spun eu, este un fel de San Siro așa la Ștefănești, deci fotbalul este alot în așa avânt la Ștefănești, încă nu avem se echipă poate... Avem echipă în seria, exact. Încă nu se poate juca decât pe niște terenuri din acelea, vă dați seama, cu nocturnă, cu... da, chiar e vorba aia. Să revenim, deci strategia Piteștiului nu are niciun rost, în moment ce ne inundă... Păi asta nu? Spun, deci noi ne uităm la chestii din astea, știi, de finețe, când noi, uite-te și tu, suntem de-astea, ia uite-te și tu, na, ia uite, Pampers, când nu vrei să vezi ce am văzut acolo, adică nu pot să spun pe post ce așa, și tot așa, deci noi n-avem chestii de-astea elementare, de bun simț, igienă, și tu îți dai seama ce, să vezi acum ce problemă o să fie cu apa din puțuri. În mod normal, primăria ar fi trebuit să ia acum probă de apă din toate izvoarele publice și să se ducă cu ea la DSP să vadă dacă, pentru că în momentul ăsta o să fie o mare problemă, inclusiv cu apa de la asta care vine pe rețea. Că au fost și situații, cel puțin în Ștefănești au fost. Nu mai Ștefănești, au mai fost și peste. Deci lucrurile astea... Dacă tot vorbim de Ștefănești, mai avem un material, vedem ce ai mai găsit tu acolo, luăm materialul și revenim. Asta e, da, celălalt cu... Cârciuma unui consilier local din orașul Ștefănești, satul Golești, se află la o aruncătură de bățe de școala gimnazială Radu Golescu. Adulții stau cu berea la mese, în timp ce copiii stau în clase la lecții. Practic, doar acest zid este cel care desparte școala de la Golești și pe elevii săi de această cârciumă care a fost înființată de foarte mulți ani aici sub privirile îngăduitoare ale autorităților locale și chiar și ale cadrelor didactice din această școală, fără ca nimeni să facă sau să considere un lucru neavenit în treaba asta. Ideea este că dacă ar fi să luăm totul în glumă, am putea spune că ceea ce se învață teoretic în această școală ar putea fi aplicat practic în această cârciumă, având în vedere că aici se numără paharele, iar acolo se învață matematică. De când este deschis barul, aflat la câțiva metri distanță de școală, a funcționat nestingherit cât e ziua de lungă, în ciuda unor episoade neplăcute care implică și elevii unității de învățământ din apropiere. Unii dau cu zăpadă în geam, mai țipă după mine unii când ies de la școală, mai jignesc și... Profesorii voștri? Păi le spune mereu să pătulesc și nu vreau. De cât timp? Nu înțeleg. Păi nu mă știu. Sau? Da. Sau când erau mai mult de zăpadă afară, când umblau pe aici. Și sunt bezi pe aici, vin, fac pe garduri, pe ăștia. Mai stăteau, da. Ceva mai departe, o altă școală din Ștefănești cu nume sonor, Constantin Brâncoveanu, este amplasată tot în apropierea unei cârciumi. De data asta, unitatea aparține tatălui unei consiliere locale a orașului. Director este aceeași persoană ca și la Golești, Ionela Mocanu, care a fost brusc chemată la Inspectoratul Școlar Argeș după ce am informat-o telefonic că dorim să-i aflăm și punctul său de vedere. Cred că autoritatea publică locală ar trebui să-și gestioneze cumva chestiunea asta, să se uite legislație, să vadă care sunt condițiile prin care o unitate de administrație publică, că e restaurant, că e bar, că e, nu știu, altă formă de... Dacă respectă legea cu privire la amplasament. Am observat că în preajma majorității unităților de învățământ există într-o rază, într-o imediată apropiere, baruri, mai ales în zona centrală a orașului, sau eu știu și în alte orașe, nu vine acum chiar în minte o denumire. Dar dacă circulați cu mașina sau... Adică eu l-am văzut la Zinca, la Brătianu... Am văzut și eu, nu știu dacă are pe lângă, la Câmpul Lung, pe lângă Dinicu, dacă e exact în apropiere sau la Carol, nu mai știu. Dar oricum, sunt deschise tot felul, de la mici chioșcuri unde se pot vinde băuturi sau țigări sau băuturi alcoolice, da, la restaurante sau baruri. Asta spun, până la urmă este problema autorității publice locale, pentru că o administrație publică trebuie și este obligată să pună la dispoziție cetățenilor din localitatea respectivă pe care o administrează servicii. De la servicii de transport, servicii de furnizare energiei electrice, termice, aprovizionarea cu apă, magazine, zona industrială, zona de joacă, parcuri, etc.
inclusiv restaurantele, barurile, terasele și alte spații de genul acesta fac parte din cumva oferta localității respective, știți? Am înțeles. De asta cred că implicarea comunității locale alături de instituțiile care au rol de control, gen DSP, DSV, cred că este primordială. Eu am avut discuții pe tema asta cu diverse ocazii chiar publice în care am spus că pentru sănătatea copiilor noștri, că și eu am copii în școală, pentru sănătatea copiilor noștri este extrem de oportun să reglementăm accesul copiilor către, mai ales către alcool și către țigări. Eu nu cred că este normal, de fapt sunt convins că nu este normal ca un copil de până în 18 ani să aibă la dispoziție N posibilități prin care poate să-și cumpere singur țigări și alcool. Cred că și la lanțurile mari de magazine, care nu sunt așezate în... Dacă se duce un copil de 16 ani să-și cumpere țigări și alcool, cred că nu-l întreabă nimeni de buletin și nu-l întreabă nimeni dacă are vârsta legală pentru a cumpăra chestiunea asta. Păi îi găsiți în cluburi. În magazinele din cartier, în cluburi, bineînțeles. În magazinele de cartier nici nu mai vorbesc. E ca și cum și-ar alunga clienții. Asta este un mare prejudiciu pe care noi îl acceptăm cu toții părinții, autorități și nu luăm măsuri. Să ajungem și în altă civilizație astfel încât niciun copil de până în 18 ani, vârsta la care, să spunem, devine major, niciun copil de până în 18 ani să nu poată să-și cumpere singur această chestiune. Însă există cineva care nu fuge de răspundere și acela este șeful Inspectoratului Școlar Județean Argeș, Dumitru Tudosoiu. Bun, cam așa stă situația la Ștefănești. Vedem că acolo la voi, Luiza Shady, aveți cu ce? Nu termină subiectele niciodată. Na, acolo poți să faci emisiunile toate. Te mutăm acolo. Da, păi dai ce, n-ai cum să te plictisești în orașul ăsta. Aici, cărciuma asta, bine, o știu de foarte mult timp. Am înțeles că au fost făcute și foarte multe sesizări ca să fie închisă sau măcar să schimbe programul de funcționare. Aparține unui consilier, bineînțeles, local, care am înțeles de altfel că este un fel de tătic acolo în zonă și magazinele respective au fost folosite și în campania electorală, din câte mi-au spus mie oamenii, așa s-a dat băutură pe, în fine, niște chestii de genul ăsta, așa, și omul a fost foarte surprins, adică cum eu fac de atâta timp lucrul ăsta și veniți voi să-mi spuneți că e o lege în sensul ăsta care nu mă lasă. Acum, pe bune, legile sunt făcute ca să fie încălcate. Ce tot atâta tevatură, știi? Așa, și dacă n-am toaletă la bar, care-i problema? Ce? Nu e gardul școlii? Adică ăla de ce să stea acolo? Că trebuie schimba și el la un moment, dar trebuie să aibă un motiv să cadă, nu? Așa că ce rost are să pierdem vremea cu prostii de genul ăsta? Copiii, dacă vor, învață și în condițiile, cu peisajul care se derulează așa. Că ai văzut, era și o pisică drăguță, până la urmă iubitori de animale, oamenii. Adică, da, deci dacă este să o dăm pe glumă, dar n-avem cum să dăm pe glumă, pentru că subiectul este foarte serios și nu este un caz singular. După cum a spus și domnul Tudosoiu, cam în tot județul se întâmplă lucruri de genul ăsta. După ce a apărut materialul, domnul suprefect Stoian a spus că dumnealui chiar a trimis niște astfel de adrese chiar cu ceva timp înainte să apară materialul respectiv la primării și din câte adrese a trimis, i-au trimis vreo 10. Deci sunt 102 primării, să trimis vreo 10. Adică li s-a spus să reglementeze acest program al cârciumilor din preajma școlilor. În mod normal nici n-ar fi trebuit să primească aprobare ca să fie amplasate. Dar cum se întâmplă la noi, hai, las că merge și așa, merge și așa, uite. Așa, și după care domnul, cum îl cheamă, Mărășoiu, care este șeful la top, tot așa, a vorbit cu polițiștii pe care are în subordine și le-a dat termen vreo 2 săptămâni, a spus să meargă să inventarieze toate unitățile care se află într-o astfel de situație, să-i aducă o situație făcută și după care dumnealui o să acționeze. Acum, știi, chestiile astea nouă ne place foarte mult să facem comisii, că e un moment bun de socializare, ne mai întâlnim, adică unii au mai îmbătrânit între timp, le-a mai calvit barba, le-a mai crescut. Da, e frumos să ne reîntâlnim, știi, ca reîntâlnirea de 10 ani de la liceu, cam așa ceva. Dar ideal ar fi să se și întâmple ceva, păi după toate comisiile astea. S-a întâmplat ceva? Păi am înțeles că acest domn consilier și ieri și azi și-ar fi schimbat programul, l-ar fi pus după ora 2 când nu mai sunt copiii la școală, dar dumnealui are, am înțeles, cârciuma aia deschisă de peste 10 ani acolo, adică
chiar trebuia să vin eu să-ți spun că nu e bine ca bețivii tăi de la acolo să facă, să micționeze pe gardul școlii în fața elevilor? Pe bune acum, chiar trebuie să spun eu lucrul ăsta ca ziarist, tu nu știi. Uite, să presupunem că unul dintre nepoții dumnealui ar fi fost martorul unei astfel de scene într-o altă parte. I-ar fi convenit să vină nepoata acasă și să-i spună, să-i povestească cu lux de amănunte cum și ce a văzut? Pe bune, adică eu așa gândesc lucrurile, totdeauna să ne punem în locul celor care trec prin anumite situații și să vedem dacă nouă ne-ar conveni o astfel de situație. Da, știi cum e? Și ca să-ți dai seama că ești prost, trebuie să te ducă capul. Ori, așa că e foarte greu, știi, să cu chiu de 17. Nu o să mă refer în mod strict la acest caz, cum spunea și colega puțin mai devreme, în tot județul sunt astfel de situații. Dar aș vrea să explic un pic resorturile. Fiind un om care a mers prin toate localitățile din județul ăsta în multe campanii electorale și nu numai, cunoscând, zic eu, destul de bine realitățile, oamenii, mentalitățile, combinațiile dintre oamenii din diferite localități, aș vrea să explic resorturile care duc la un astfel de comportament, la o astfel de atitudine, cum a fost cea a domnului care a rămas cumva... De ce mă deranjezi? Da. Jucat, adică tu ce cauți aici? Ce e asta? Ce faci? Da, chiar. Asta e vorasul meu, adică eu, da. Băi, eu sunt consilier. Mentalitatea asta vine tocmai din ce spuneam puțin mai devreme, că anumite partide au toată puterea. Adică, într-o localitate mică, unde șeful de post e prieten cu primarul, primarul e prieten cu consilierii, consilierii sunt prieteni cu câțiva acolo de-ai lor, toată lucrarea merge țuț. Vine campania să ară de la un cap la altul, rămân șocați dacă îi filmez și îi întreb, dom'le, de ce car cu mașina la post? Și cu cum, deci, dacă car de 20 de ani, de ce mă întreb de ce car acum? A, îmi cer scuze, continuați. Păi, așa da, vezi, exact. Am întâlnit cazuri în care am intrat în secțiile de votare, acolo unde... venea un domn, de exemplu, pentru a patra oară și îmi spunea, râzând, desigur, da. E bunica mea, nu vede bine, mă ajută, da, 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 prima exact. Bunică, e a doua oară, e bunica mea, nu vede bine, nici asta, nici asta. Aveți o problemă în familie, controlați-vă la ochi, mai de tine. A treia oară, cine e? Lasă-mă să ghicesc. Tot bunica ta, bunica mea, nici asta, nu vede nici asta. Adică lucrurile sunt, pe de-o parte, atât de amuzante de custurița, pe de altă parte, exact. Atât de tragice și implementate, că ei sunt jupâni, unii oameni sunt jupâni și își permit exact. Să facă foarte multe lucruri, fără a ține cont de legi. Noi, ca români, suntem învățați un pic mai brutal, adică nu-i se pare, multora dintre noi, poate nu o să li se pare, ce are domnul, are și un bar acolo, omul își face bani cinstit de atâția ani. În majoritatea așa gândesc oamenii, în majoritatea. Dar astea sunt legile. Da. Câtă vreme noi nu o să înțelegem că la educație trebuie să umblăm. Exact. La aia trebuie să te duc de cârciumă. Da, da, da. Nu acolo unde vorba colegii să fie ăla school pe gard ca să și educe în engleză, așa. Înțelegi? Dar asta e România și Argeșul nostru minunat. Dar e și greu să profund faci rural, eu. Profund rural. Și nu, în același că, timp... Am înțeles că profesorii ar fi trebuit să se simtă deranjați în principal de treaba asta și să facă diverse sesizări atât la primărie, bine, primăria normal ar fi trebuit directorii să știe. Sunt numiți politici, și... profesorii săraci au teamă, ei sunt niște oameni simpli care merg la muncă, da. Să știi că unii profesori se pare o mare chestie, adică să aibă curaj să lege de un consilier local sau de, normal, de un primar, cel puțin e Dumnezeu pe pământ, adică e întruparea lui Mesia. Când a apărut ăla, ăla deja are emoții, nu știe dacă e cafeaua bună, da, o ceartă pe femeia de serviciu, da. Ești proastă, ai adus în cafeaua de bem noi, da. Adus în cafeaua bună, dar am primit-o de la părinții din casa copilului, mare. Ăla mai puțin pregătit, dar nu-i face. Care va ajunge ministru mai târziu. Ar fi de râs, într-adevăr, dacă n-ar fi de plus. Dar astea... Păi, asta e situația până la urmă, nu noi o facem să fie. Andrei, uite, tu ai copii, ți-ar conveni să... Păi, nu ți-ar conveni, dar uite, în zona rurală chiar mă gândeam că ar fi și greu să se întâmple altfel, pentru că, de obicei, centrul localității, da, este foarte mic, să zic, și ai școala, ai primăria, ai... Centru, așa, da, care centru? Nu, vorbeam despre... Ștefănești este un oraș, adică este oraș, nu? Ultima oară când ai verificat. Vorbeam despre zonele
zonele rurale, da, să spunem că Ștefăneștiul este o excepție, dar în zonele rurale... Nu, Ștefănești e oraș până excepție. Bună, Andrei, aici la Ștefănești, în oraș. În oraș, aici la Ștefănești, e foarte greu să pui în aplicare legea, pentru că ai mentalitățile cu care trebuie să te lupți în prima etapă. Și dacă nu poți să-i convingi pe profesori, să-i convingi pe părinți că o cârciumă lângă o școală nu este un lucru bun, degeaba vom avea o mie de... Întrebarea justă din perspectiva lor. Dar ce v-a găsit așa dintr-o dată să respectați legea? Pe bune, adică aici nu se respectă de atâția ani și vii tu să strici ordinea asta firească a lucrurilor. Pe bune, ești chiar nesimțită. Dar cum să faci așa ceva? Adică dormeam și noi liniștiți la ceas de taină când deodată suntem anunțați că una face un reportaj despre cârciumile de vis-a-vis de școală. Vai de mine! Dar cum? Nu s-a mai părit? Da, asta trebuie să vină tot de la părinți, tot de la... Tot din... Păi care părinți? Pe părinții copiilor care și-au copii lângă aceste minunate cărciuni. Păi și mai tu că la țară au fost făcute. Acolo sunt toate, da, în centru. Acolo sunt toate, dar n-ai cum să ai cărciuma, să ai cărciuma mai departe de școală de 100 de metri. Dar nu există. Deci are, am numărat eu, deci m-am dus cu pașii. Are, cred că, 20 de metri maxim, nici măcar. Dar asta e în toate localitățile, Luiza. Păi, în toate localitățile din județul. Nu, nu e normal, dar stai un pic, dar asta e uzual. Dar e uzual, deci cum vrei tu să aibă cărciuma dacă el caută vad, da? Întreprinzătorul din zona rurală. Dar cum vrei să, unde vrei să o pună? Să o pună unde să o pună? Mă, dar de ce n-a pus o bibliotecă? Mă, de ce n-a pus o librărie? Bine, acum eu sunt convinsă. Noi suntem în România, adică n-a pus pune. Aia de ce pune să pețică bibliotecă? Cum adică? De ce n-a pus o bibliotecă? Băi, țuică bibliotecă. Serios? Acolo bei un coniac eventual. Da, exact, cu un trabuc, adică niște de-astea. Nu pierdem vremea cu pahar. Da, păi probabil că asta s-a gândit. Că domnule, ia, ce s-ar preta la așa se întâmplă peste tot, nu știu de ce ești foarte supărat. Normal, dar nu, dar peste tot, cârciumul este în mijloc. Dar omul ăla n-are nici măcar toaletă acolo. Pentru ce toaletă? Școlile n-au toaletă. Păi și cât durează să bea o țuică? Au niște jaturi de alea mici ca de tequila. Ai plecat, ai făcut drum. Te duci, mai muncești, mai faci treabă, ce mai ai pe acolo, te mai bea un șat. Mai bagi un șat. Când? De ce să aibă nevoie? Da, corect. Sau până la urmă au școlile toaletă și na. Da, poate să duc acolo. E de la o parte, păi amici. Bă, ia gândește-te. Și cu ocazia asta, ci când ajung și la școală, știi, ci că ce, cu domnule n-am fost două clase, două clase, da. Cu domnule n-am fost la școală, uite, am fost. E, cu altă treabă, da. Corect. Am trecut pe acolo. Mai avem un material făcut de colega noastră, Luiza, vedem că la alte... Tu Ștefănești? Tu, da, e tot din Ștefănești. Mai trece. Slavă Domnului. Dar mai merge zilele următoare și vedem ce mai găsesc. Poți să faci în Pitești, dacă vrei, te trimite la o școală. Ok, ok. Vedem că la alte se dansează cum? Se dansează sârba cu pașii de horă. Păi deci... Ia. Un moment coregrafic spontan a animat ședința de alegeri de la ALDE Argeș, moment desfășurat recent la Pitești. Responsabilul cu comunicarea și imaginea din partid la nivel național, Tudor Ionescu, Tudi, și-a demonstrat talentele artistice la o sârbă folosindu-se de pașii de la horă. Având în vedere că avea de-a stânga și de-a dreapta două colege din Argeș, foarte frumoase, este de înțeles de ce nu se hotăra în care parte să meargă, optând pentru toate direcțiile în același timp. Filmul s-a terminat mai devreme decât jocul și vă asigurăm că toată lumea a rămas în viață. Cam așa se desfășoară, Luiza. Niște alegeri? A fost în pauză când așteptam numărarea votului, pentru că a durat foarte mult. Toată lumea nu știa ce se întâmplă. De ce nu mai vin cu rezultatul votului, având în vedere că a fost un singur candidat la președinte și lista cu membrii, acolo au fost mai mulți. Așa, și îți dai seama că i-a apucat pe oameni foamea, nerăbdarea, adică toți stăteam, hai, mai venea câte cineva, știi cum să... Nu! Și... Conferință cu emoții, na. Da, exact. Iar pe scenă, domnul Cicu de la Câmpul Lung a venit cu un ansamblu de dansatori și cu o doamnă, o interpretă de altfel foarte talentat și copiii și doamna. Și pe scenă, că asta se cânta pe scenă, a fost un spectacol folcloric, iar ei în sală au zis, numai să nu-i lăsăm singuri pe oamenii de pe scenă, din spirit de solidaritate, hai să facem și noi ceva. Și s-au strâns. Bine,
Au fost mai mulți, că s-au mai adunat între așa. Timp. Da, între timp. Și ce să faci? Știi cum e până vin rezultatele alegerilor? Tot spectacol folcloric a fost acolo, din câte înțeleg. Cum? Tot spectacol folcloric da, a fost da. Păi, da. Așa. În definitiv, spectacole pot fi de mai multe feluri, chiar dacă sunt în același loc și în același timp. Adică... Dar eu zic că s-a descurcat foarte bine... S-au descurcat fetele din dreapta foarte bine. Tudor ar trebui să mai exerseze. Da, să mai exerseze așa niște lecții în partid de dans și bun. Ar fi chiar indicate. Deși avem sunt acolo niște specialiști, am înțeles eu, un partid coregraf foarte bun de altfel și interpreți este domnul Cicu Sergiu de la Câmpul în care cântă foarte bine de altfel. Așa și poate că n-ar lipsi să organizeze un ansamblu care se numească Al de Arge și cine știe. Eu chiar le-aș recomanda, ar fi o veste extraordinară pentru mine dacă cei de la Al de Arge ar face un ansamblu, că la politică nu se pricep, măcar la dans să fac un de-asta de horă, de sârbă. Nota 10 pentru ultimele domnițe care dansau acolo. Ei sunt pentru ceilalți incompetenți, cum ar zice domnul Valeca. Cred că acești tineri, că bănuiesc că sunt de la tinere, că nu prea așa, sunt de mare perspectivă. Ei au înțeles de acum ce înseamnă politica ALDE și a actualei coaliții de guvernare. Circ, voie bună și pâinea și-o cumpără oamenii. Poate pentru care oamenii au acționat în consecință. E foarte frumos la noi ce se întâmplă, dar nu prea. Asta se întâmplă la toate partidele. La momentul acesta, când vorbim de partide de guvernare, circ, voie bună, distracție, pâinea, repede, o cumpărăm singuri. Pentru cei care sunt în partide, să știți că lucrurile decurg altfel. Ei văd, tind să vadă altă situație. Văd partea bună. Cum PDL-ul, când stăteau pensiile, salariile, li se părea că ei sunt iubiți de oameni și că totul e în regulă și că merge bine. La fel, acum, domnii de la PSD par în mintea lor, apare așa România ca o țară care are o creștere economică senzațională și că, eventual, revoluția fiscală i-a ajutat foarte mult pe oameni, să știți. Eventual, 2-3 răutăcioși care vor să o atace pe Olguța, salariile au crescut, fluturașii de apar pe la televizor sunt falși, toată lumea e mulțumită, atâta că merg cu bodyguards după ei pe la înalta curte și merg doar pe mașini, eventual să calculează cât au de mers de la mașină până într-o clădire, cât să n-apuce omul să arunce cu o piatră sau cu o bâtă după ei. În rest, toate sunt extraordinar de bine așezate. Și Andrei. Da, câteva cifre, două cifre și foarte interesante legate de ce spunea Edi de situația economică. 5,5% scăderea salariului mediu net în ianuarie față de decembrie. Astea sunt date oficiale. Deci 5,5% scăderea salariului mediu net. Da. Și 4,7% creșterea prețurilor în februarie față de ianuarie. Astea sunt cifre care nu, până la urmă nu pot fi contrazise și restul ce vedem și la ALDE și la PSD, un spectacol ieftin care până la urmă va fi la tine decontat. La partid se dansează? Cu siguranță se dansează. Cu ce anume dansați voi la partid? Avem tot felul de dansuri, dacă vrei putem să... Tematice, da, putem să le invităm și pe domnișoarele de acolo ca să ne... Deocamdată dansăm după cum cântă guvernarea. Exact. N-aveți de ales. Altă da. Dată... Cine plătește comandă muzica. Altă dată, altă muzică. Deocamdată toată lumea dansează, vrei, nu vrei, după partitura pe care și-au pus-o invers, am impresia, domnii de la PSD ALDE și așa înțeleg da. Ei să... Păi mai cântăm și unii cărți invers. Poate un mare semnal de alarmă, mi se pare mie... Ce s-a întâmplat weekendul trecut este... Păi aș fi vrut să discutăm puțin și situația PSD-ului Argeș și Congresul. Da. Ce vreau eu să spun este legat de faptul că suntem a doua țară din lume ca exod al populației. Prima țară face referire la o țară unde este un conflict armat brutal, groaznic. Noi suntem locul 2. Lucrul ăsta a început deja să se resimtă în mediul de afaceri, iar oamenii cer disperați forță de muncă. Adică, pe de-o parte, scade numărul șomerilor la o manieră destul de decentă, pe de cealaltă parte ne uităm că de ce nu mai avem șomeri? Păi au plecat. Au plecat și șomerii. Au plecat toți. Nu mai găsești oameni calificați în vari activități. Edi, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, însă revenim pentru că mai avem destule subiecte, fie ele și așa într-o notă comică, dar până la urmă asta este realitatea, așadar luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la Breaking the News.
Am revenit la Breaking the News, alături de mine în această oră au rămas Edi Vasile, jurnalist, și Luiza Dobrescu, colega mea. Luiza, continuă seria materialelor pe care tu le faci și avem unul cu ministrul agriculturii recent de la congresul. De la congresul PSD, da. Trecut, însă acolo a fost colegul meu Adrian Dragomir. Aș vrea să luăm materialul, vedem ce a declarat ministrul Petre Daia și revenim. Celebru pentru discursurile sale mobilizatoare și pentru promovarea pe care o face OI, ministrul agriculturii Petre Daia a ieșit de la congresul PSD cu certitudini. Cum vi s-a părut congresul? Iată. Cum mi s-a părut? Am constatat că un congres reușit. Ministrul Daia este un om foarte preocupat cu însămânțatul și creșterea ghioceilor de rasă, specialiști în agricultură precum domnia sa. Pe cineva, un specialist de talia dumneavoastră, să vă ia loc? Păi eu zic că sunt mulți. Eu zic că sunt mulți pe lângă mine. Să-i vedem, domnul ministru. Păi lângă mine, că vin și ei, ies și ei, ca și ghiocei așa, ies. Se pare că și ministrul Daia a fost atins de efectul primăverii și a înlocuit miei cu ghiocei până la viitoarele însămânțări. Deci spunea ministrul agriculturii Petre Daia că nu i s-a părut, ci a constatat, da? Da, de bine, el acolo a spus niște chestii, a mai continuat, a spus, dar era atât de hotărât, doble, dar cred că e singurul care a plecat de acolo cu certitudini. Și bine, mie, domnul ministru Daia, mi se pare așa un fel de agamiță dandanache cu nei, cu sorule, păi cu sorule, adică este într-o lume a lui frumoasă, roz, cu oi, cu miei care zburdă pe imaj și oile dau producție record de lapte, carne, brânză, chiar și ouă, dacă, cred că dacă se forțează mult, dau și ouă, oile domnului Daia, așa. Și eu l-am mai văzut toată pe domnul ministru când a fost o întâlnire cu, nu mai știu, în fine, la Muzeul Județean, organizată de către Asociația Producătorilor, dacă nu mă înșel, sau sindicaliștii, nu, sindicaliștii din agricultură. Și tot așa, domnul Daia este atât de, este fericit, domnul Daia este un om fericit. El trăiește într-o altă dimensiune. Agricultura e cum e, că toată lumea știe că noi terenuri cultivate cu ceva nu prea avem, așa. Animalele, crescătorii de animale se plâng de faptul că n-au unde să-și vândă lâna, n-au unde să-și vândă laptele, producătorii, mă refer, autohtoni, și sunt obligați să o arunce la gard din cauza că vin din afară și e mai ieftină, e mai frumoasă, e mai lăptoasă, e mai lânoasă, așa. Iar domnul Daia, nu știu, eu cred că dimineața, când vine domnul Daia la serviciu, îi pune ceva în cafea. Nu știu ce-i face, de vede tot așa, știi, cu roz, e cam într-o bulă din aia, așa, știi, înconjurat de o bulă roz, și că, iar mi-a surâs oaia frumos și astăzi. Adică, o chestie de genul ăsta. Am senzația că asta se întâmplă cu domnul Daia. Și motiv pentru care l-ai văzut, este tot timpul așa. Floricele pe câmpii, într-o veșnică primăvară, domnul Daia. Printre puținii, de altfel. Deci, măcar e simpatic. Dacă nu face nimic, asta e altă poveste. Deci... Edi. Mie îmi place, eu sunt fan Daia. Mi se pare de departe cel mai și tare ministru. Și de ce dați un răspuns că Daia și nu te mai întreb. Da, Daia. Vă spun că și statistic, și din discuțiile pe care le-am avut cu mulți oameni care se ocupă de agricultură, lucrurile stau mult mai bine decât sub alți miniștrii ai agriculturii din ultimii ani. Ce înseamnă mult mai bine? Mult mai bine în sensul că plățile s-au făcut mult mai rapid, lucrurile pe care le-a stabilit Ministerul Agriculturii s-au întâmplat. Nu i-a dus cu preșul, a spus lucrurile concret și așa s-au întâmplat. Cred că unul dintre puținele ministere unde lucrurile au funcționat cât de cât normal, ceea ce, iată, în România devine excepțional. Mai departe, despre starea de spirit a domniei sale, nu pot să spun decât că este binevenită și de copiat. Când mă uit la televizor și îl văd pe domnul ministru Daia, mi-aduc aminte de desenele animate la care se uită fiul meu cu Ship Badabip. Ca să facem așa, tot în spirit de glumă, dacă am început astăzi cu glume. Mi se pare unul dintre oamenii mai simpli, mai aplicați și mai orientați în ceea ce face. Inclusiv faptul că el a ținut o langa cu oaia,
e un lucru bun chiar pentru... Chiar a făcut o vedetă până la urmă, că pentru... lumea vorbește despre oaie. Da, dar trebuie să o și ajute pe oaie. Adică eu ceea ce nu spun... Nu are cum să ajute el pe partea de distribuție a produselor. El se poate îngriji ca toate lucrurile care țin de bunul mers al agriculturii, să se facă plățile la timp, să se acorde ajutor acolo unde sunt, iată, inundații, dacă există așa ceva, să se acorde ajutoare, să se facă programe care să îi ajute într-adevăr pe fermieri. Asta zic de dar programe. Mai departe, pe partea de desfacere, pe partea de comercializare, cum se descurcă fiecare lucrurile și cum se orientează în mediul de afaceri, este fix problema lor. Dacă văd că nu merge cu un anumit produs, sfatul meu este să se reorienteze, că asta este piața liberă. Nu poți să te aștepți la ministru să-ți facă agricultura de la cap la coadă să meargă. Slavă Domnului că e cât de cât în regulă la momentul acesta. Și că avem un minister unde lucrurile se mai mișcă. Pentru că luați exemplu celorlalte ministere, în celelalte ministere nu se mișcă absolut nimic. La transporturi ne uităm lung. Vorbim toată ziua de transporturi, dar nu se întâmplă efectiv nimic acolo. În condițiile în care să scurg miliarde de euro. Și noi nu știm pe ce e așa ca o chestie, ca în filmul cu Samantha, te uiți că a dat în inel și au zburat un miliard de euro. Pe ce? Nimeni nu știe. Te întreb unde s-au dus, cum s-au dus. În condițiile în care ar fi trebuit să înceapă o autostradă. Nu o să înceapă nicio autostradă. Aia, da, deja aia este un fel de folclor. Bine, era o vorbă la un moment dat vulgar. Așa și autostrada a devenit folclor, știi că umblă din gură în gură. Cam așa ceva este și cu asta. Deci eu cred că toată lumea o să o folosească în toate campaniile electorale, cum s-a întâmplat de altfel, și nu o să o facă nimeni până la urmă. Pentru că nu știu dacă are cineva interes, dar nu știu dacă neapărat e vorba de interes aici, e vorba de pur și simplu de vreo pornire. Adică, nu știu, eu văd așa că parcă toată lumea e depresivă în țara asta. N-are nimeni, nici primăvara nu-i mai animă. Da, dar nu, nici măcar, că pe ei nu, nici măcar primăvara nu-i mai animă. Efectiv, parcă este un dezinteres din ăsta așa total din partea tuturor și, domnule, ce s-o ține acum? Dacă mai durează drumurile alea să fie bine primite, dacă nu mai durează, atât le-a fost. Știi, noi suntem și fataliști de felul, știi, îl băgăm pe Dumnezeu în toate astea. Dumnezeu, așa a vrut Dumnezeu, știi, așa. Bă, dar Dumnezeu nu conduce România, știi, guvernul României, adică avem acolo niște oameni, știi, care, în mod normal, ar fi trebuit să-și facă și ei treaba și să fie și întrebați la un moment dat, știi, când se trage o linie, cum de altfel se întâmplă, ar trebui să se întâmple și cu autoritățile locale, mai ales că există și lege în sensul ăsta. Dom'le, vină cu o listă în care, uite, să-mi spui ce ai făcut tu, dar să concorde ceea ce e pe lista ta cu ceea ce simt și ăștia de aici. Că așa vorba lui Edi, ce spunea mai devreme, dom'le, de la noi de aici se vede totul frumos, totul bine, a crescut economia duduie, a crescut producția la hectar de... Păi tu ai fost în mai de gropi, ai făcut diverse materiale, da, prin diverse zone ale Argeșului, da, și unde situația... Mie, spre exemplu, cei de la drumuri județene... Și din birou se vede bine că da, tu ai fost. De la drumuri județene și de la drumuri naționale mi-au spus, domnule, uite, vor intra acum și în proiectare și în execuție, așa, drumurile nu știu care. Da, da, eu sunt perfect de acord cu voi că voi le aveți în lucru. Mă, frate, dar eu nu înțeleg dacă sunt zone tranzitate și... De ce nu le pui pe alea care ard să le pui primele și să le și faci de așa manieră încât să nu după 3 luni să apară iar gropi în asfalt și tot așa. Adică fă-le și tu cu spirit de răspundere să existe cineva care într-adevăr... Eu acum știu că sunt idealistă, sunt, da, mă gândesc la pitici, la dăștea de grădină și la cai verzi pe pereți, lucruri serioase, adică... Dar eu asta nu pot să-mi explic, pur și simplu, ca orice om normal... Bă, de ce nu puteți să faceți voi niște lucruri ca, niște drumuri ca lumea, niște drumuri bune? Că până la urmă și mașinile voastre se rup în ele. Asta nu pot eu să înțeleg la ei. Și fă-le, uite, îmi trimitea cineva un filmuleț cu zona Mozacu și nu mai știu cu ce drum așa și cu niște poze. Deci efectiv arată ca și la UDA cum am făcut sau la Valea Nandri, parcă. Da. Deci e ca un cofrag de ouă, deci groapă lângă groapă. Acum... Drumul care duce la cabană la Mozacu, da, da, da. E înfiorător. Nu și... există loc pe care să-l poți ocoli, să zici că scapi. Exact. Să-l dai în condițiile în care drumul acela este vizitat și de turiști străini, pentru că ei vin la vânători organizate în zona respectivă. Gândește-te
Adică dacă nici măcar asta nu i-a motivat, știi că la noi mai funcționa chestia, mamă, vin ăștia străini, știi, ne facem de râs, ai văzut, făceam repede așa, nici măcar asta, adică, da, domnule, ce tot atâta agitație, cum au mers până acum, merg și de acum înainte. Asta nu înțeleg. Sunt niște domenii pe care noi chiar trebuie să le abordăm cu seriozitate și continuăm și după atâția ani să le abordăm cu cea mai mare scârbă și sictir de care dăm dovadă. Și cu toate acestea, acei directori sunt în funcții, ba chiar sunt considerați indispensabili. Adică, fraților, chiar în toată regia aia n-ați găsit pe unul mai bun care să vrea să facă bine, și ce spunea Edi, adică trebuie să fii și ajutat și susținut, că degeaba vii tu cu niște intenții bune dacă de acolo zice cineva așa. Și la regia de drumuri, la regia județeană de drumuri, unul la mână, nu găseau pe altul mai bun decât Alina Nicolau. După cum bine s-a văzut și la concurs, că dacă țineți minte, Alina Nicolau a fost dată la o parte de către funcționarea Consiliului Județean și a câștigat concursul cu brio. Doi la mână, problemele financiare ale regiei de drumuri vin din e o greu moștenire de la colegul lor Tecău, da, care n-a achitat foarte multe dintre lucrările pe care le-au executat cei de la regia de drumuri. Și uite că stau să plimbe niște datorii pe ani de zile. Probabil că nu vor ajunge la un bun sfârșit în cele din urmă și cred eu că în 2 ani maxim de aici încolo cumva tot va fi desfințată regia asta, că nu au ce face. S-a încercat o revitalizare a activității prin punerea în funcțiune a stației de asfalt de la Căteasca, care s-a dovedit a fi ulterior o mare frecție la picior de lemn, că tot o lăudat domnul președinte Manu că ce mare realizare au făcut ei. S-a dovedit că nu e atât de profitabilă. Nu au atât de multă eficiență în activitate pe cât au crezut. Iar pe partea cealaltă au și o problemă de imagine, în sensul în care vă spun sincer că am mers în diferite locuri ale județului și am văzut că se făceau lucrări de plombare, de reabilitare, de asfaltare și așa mai departe. Nu au spus o vorbă la nimeni că s-au făcut reabilitări pe acolo, nu a știut nimeni, rămân așa la undeva în stare latentă la nivel de imagine, nu reușesc să explice oamenilor ceea ce fac. Mai departe, lipsa banilor, pentru că nu mai este cum era pe vremuri, te duci cu căciula în brațe la București, primești bugetul și ți-l faci cum vrei. Nevoia de proiecte, ori Consiliul Județean la momentul acesta nu are niciun fel de proiect major, chiar dacă probabil chiar acum când vorbim este o conferință de presă în care domnul Manu alături de domnul de la ADR Sud-Muntenia Mușat să laudă și ne explică despre ce vor face la cetatea Poenari. Proiectul este lăsat moștenire de domnul Constantin Niculescu. Da, așa. Adică noi nu avem lor, da, un proiect, da, major, azi nu când avem, vorbim la nivel de Consiliu Județean, care s-au crescut salariile la 1000 de euro pe lună. Flacăra centenară. Nu avem, în afară de flacăra pe care o plimbă domnul Manu, până îi s-o stinge flacăra, nu avem un proiect major. Nici măcar Molivișul nu e al lor. Da, nu e, că e și vechi ăla. Și e o mare problemă să n-ai un departament care să se ocupe de proiecte, mie mi se pare înfiorător. Ba, au, dar nu se ocupă. Că... Nu, dar nu vedem noi. A, adică asta zic, voi, că departament există, că la noi, vorba aia, cred că și dacă s-ar fi putut, și femeia de serviciu ar fi avut subalterni. Doar așa, ca să mai înființezi un post pentru o pilă sau pentru așa, cum este, ți-am spus, și la Ștefănești, unde s-a înființat, oricum e ilegal înființat, post de secretar ADP. Deci ADP-ul n-are personalitate juridică. N-ai ce să cauți cu postul ăsta acolo. Și cu toate astea, fătuca aia a dat examen, ca să nu-ți mai spun ce studiare și ce experiență are în spate, că e cântăreață și MC de, în club. Așa. Și deci ce face practic un secretar ADP? Că asta, dar noi îl plătim. Mâine, poi mâine, edilii localității sau, uite, ai Consiliul Județean consideră că au nevoie de post de aviator, pentru că e un prieten de-al lor care ieși la pensie și se simte singur, că are decât 40 de ani. Așa. Și zice, ia, hai să mă angajez. Zice, n-ai știu un post? Păi nu e problemă, că ți-l înființăm. Ce mai aveți nevoie? Aviator, stiuardesă. Mâine, poi mâine, găsești la intrare în CJ o stiuardesă care vă spune, verificați ieșirile, intrările, știi cum fac ele din deget. Adică, până la urmă, de ce nu? Iar asta cu posturile, cu proiectele europene sunt
foarte multe, dar nu sunt pliate pe ceea ce ar trebui să, deci pe nevoile stringente ale oamenilor și ale momentului. Sunt pliate pe niște nevoi așa, nu știu. Dar nu știu de unde le scot. Cred că sunt mai multe, le pune într-o căciulă și ce iese, știi? Că... Da. Și dacă avem noroc, iese vreun drum, dacă nu, nu știu, iese vreo de asta, vreo roată. Un centru de informare turistică. Da, ce, da, exact, că majoritatea sunt... Proiecte sunt, axe europene sunt pe care le-ar da. Putea accesa, însă, din păcate, nu se întâmplă așa se cum vrea. Ar trebui. Da, nu sunt folosite. Mai mult decât atât, nu e chiar la îndemâna oricui să acceseze orice proiect european, înseamnă foarte multă muncă, înseamnă camere cam cât asta pline de documentație. Și cu oameni, da. Și trebuie oameni de specialitate. Ori cei care s-au priceput foarte bine la treaba asta au mers în privat, acolo unde câștigă sume foarte mari. Exact. Și normal că nu le-a convenit să rămână la stat, acolo unde trebuie să mai dea și cu subsemnatul din când în când, că depinde ce șefi au și ce interese au. Și s-au dus către zona de privat. Dar asta nu absolvă în vreun fel instituțiile publice, UAT-urile, de faptul că nu se accesează fonduri europene așa cum ne-am dorit sau așa cum ne-a dat exemplu Polonia. Să spunem, care a făcut din asta o strategie națională și un țel de a atrage fondurile europene. Lucru care se vede la momentul acesta de la stat și până la privat. Privatul că s-a dezvoltat și a retehnologizat și a modernizat tot ceea ce înseamnă producția, statul că și-a făcut infrastructura așa cum avea nevoie de ea. Și astăzi cumpărăm, cred că 20% din produse sunt aduse din Polonia. Că vorbești de încălțăminte, că vorbești de utilaje agricole, că vorbești de componente și așa mai departe, le aducem de la polonezi. Pentru că au știut și au înțeles că asta este o chestiune... Stai viitorul, practic. Exact. Este o gură de oxigen. Mai mult decât atât, să ținem cont de faptul că însăși doamna Corina Crețu, comisar european, ne-a tras atenția la o lună, nu mai departe de o lună, de la preluarea portofoliului. Și a spus clar că toată lumea zice, domne, nu ne lase Uniunea Europeană să atragem fondurile. Ba ne lasă. A explicat, în primul rând, ghidurile sunt făcute de noi aici în țară. Exact. Sunt făcute aiurea. Și sunt greșit. Spre deosebire de alte țări, noi avem de făcut nu știu câte documente, 80 de documente față de 20 cât se fac în alte țări din Uniunea Europeană, să spunem. Deci, altă parte a explicat, dacă nu reușim să profităm de fondurile europene și nu ne mișcăm mai bine, că de fapt toate problemele sunt aici în țară, pe organisme intermediare și așa mai departe, o să pierdem bani. Lucru care, iată, se întâmplă la momentul ăsta când vorbim. Și condițiile sunt greoaie și sunt absurde. Spre exemplu, tu când faci un proiect european, tu îl faci tocmai pentru că nu ai banii respectiv, că dacă ai fi avut, n-ai mai fi avut nevoie. Dar ei își cer și pe maică ta și pe taică tu la ei acolo, tu plătești înainte, deci practic tu ar trebui să faci un împrumut în bancă ca să poți plăti achizițiile respective și ei îți dau banii când ți-i ori da, că trebuie să-ți vină rândul, nu ți-i dau ție nu primul e, nu acolo. E chiar așa. Dacă mai actele sunt în regulă, dacă își fac hârtiile bine, sunt dacă... primării la care, să știți, a devenit normalitate să anunțe, păi că, primării, să anunțe da. Că se fac investiții pe fonduri europene. În alte locuri nici nu au pomenit așa ceva. Preferă să ia cu țărita după la Consiliul Județean, da, pe unde pică. Ce proiect guvernamental mai apare, ce ajutoare să mai dau, dar nici gând să meargă către zona asta de accesare de fonduri europene. Păi în condițiile în care, repet, în alte primării a devenit absolut normalitate. Păi nu, pentru că este foarte dificil, în primul rând, că trebuie să ai specialiști pentru așa ceva. Și uite, îți dau un alt exemplu. Eu ți-am spus, eu îți dau exemple lucrurile pe care le cunosc. Tot la Ștefănești au departament cu 4 oameni angajați ai primăriei pentru astfel de proiecte europene. Însă, primarul a făcut contract cu alte 2 firme private pe un an, în condiții, pentru consultanță de genul acesta, în condițiile în care tu ai nevoie de 2 ori, maxim 3 ori pe an de astfel. Iar ea a făcut contract pe un an, lunar, în care plătește firmelor respective 65 de milioane de lei vechi. Motiv pentru care noi stăm și ne gândim acum, mă frate, dar noi de ce mai plătim pe aia 4? Dacă tu ai făcut, știu că a venit Curtea de Conturi și le-a imputat chestia asta, am înțeles că au contestat în instanță și bineînțeles este un... Eu n-aș imputa așa ceva și spun așa. Și de ce. N-ai cum să te descurci cu un specialist în primărie. Dar au 4, tu n-auzi că au 4
În condițiile în care ei când angajează, ei nu angajează oameni de specialitate. Pentru că una dintre cele angajate acolo care ține locul ocupat este absolventă de istorie și are 21 de ani. Deci ea n-avea ce să caute în primul rând acolo și făcea pe secretara. Ar mai fi unul care n-a făcut în viața lui una singură și dintre toți ăștia 4-5 cât sunt angajați pe postul respectiv și îl țin ocupat degeaba, una singură face treaba asta, că este singura care e specialistă. Și atunci, de ce să te plătesc eu pe tine, de ce mai dai concurs, dacă tu nu angajezi oameni care trebuie? Asta nu înțeleg. Da, vorba ta, sunt și eu de acord. Da, domnule, eu aș prefera să externalizăm acest serviciu, că sunt fer convinsă că îi găsești, sunt mult mai specializați cei din firmele private, așa, dar nu-i mai plătim pe ăștia. Nu e normal să fie așa? Adică, sau ce spuneai tu de ăsta, de centrele de turism. Păi, scuză-mă, dacă s-ar ocupa într-adevăr cineva de turism în Ștefănești, crede-mă, deci noi chiar am avea ce să promovăm acolo, pentru că avem o grămadă de case memoriale, avem muzeul Goleș cu tot ce presupune el, avem Vila Florica, avem vilele astea, fosta tabără Nolica Antonescu, care este lăsată, nu-ți spune în ce situație este de degradare, așa, și o grămadă de lucruri care ar fi trebuit să fie promovate, însă ăla, băiatul ăla de acolo care a fost pus, într-adevăr, și-a dat demisia, săracu, că era salariu mic, el era un băiat deștept, dar ce să facă dacă nu l-a ajutat nimeni? Și acum am înțeles că s-a scos postul la concurs, oricum mai devreme decât prevede legea, dar asta nu mai contează, mă gândesc că au pe cineva în vedere, de l-au scos așa de repede, așa, și domnule, ok, ați făcut acest centru de turism, dar vreau și eu să știu ce promovați voi prin acest centru de turism, câți oameni au intrat, ce ați făcut voi, ați făcut niște pliante, aveți un site într-adevăr, dar arătați-mi și mie că... că faceți ceva. Adică dacă ar fi un oraș sau o zonă în care chiar n-ai nimic de vizitat, aș mai zice. Uite, spre exemplu, îmi spunea primarul de la Bârla zilele trecute și aproape plângând, îmi spunea că aveau niște băi termale acolo în zonă și era din cauza înțelegerii care s-a stricat cu cei de la firma furnizoare de țiței, așa, ei aveau o chestie cu apele sărate, în fine, și ăia și-au luat jucăriile și i-au lăsat cu porțile închise la stațiunea respectivă. Și-a făcut o grămadă de demersuri ca să se redeschidă, pentru că, într-adevăr, era un lucru bun, deci venea lume în localitate datorită acelor băi. Nu. Nimeni n-a făcut nimic. Exact ce spuneam, plimbăm o flacără de colo până acolo. Nu știm de ce, în anul centenarului, iar noi în anul centenarului, în loc să facem lucruri concrete, lucruri care să ne ridice măcar cu un centimetru... Care art, că tot vorbești de flacără, da? Da, adică hai să facem lucruri concrete, că așa flacăra asta centenarului, ea practic este un fel de formă fără fond. Care-i rostul ei? Când ne-am dus și am vizitat Opoloveniu în Curtea de Argeș, nu știu ce, în timpul serviciului? Putem să o facem și... Adică, știi? În alte zile. Da, putem să o facem și în alte zile. Nu este nevoie, știi, să facem lucrul ăsta. Adică, efectiv, să facem anumite acțiuni doar de dragul de a le face. Luisa, vreau să vorbim despre liberalii argeșenii, pentru că ai făcut un material despre ei. Haideți să vedem despre ce este vorba și revenim alături de Edi și de Luisa să discutăm. Cu ocazia unei petreceri pentru membrele de partid, edilul din Costești, Ion Baicea, este atât de mândru de organizația de femei din oraș că valul a purtat până într-acolo încât a spus că vor bate PSD-ul la alegeri doar cu femeile. Nimic mai adevărat, domn primar. Știți de ce spunem așa? Pentru că experiențele trecute ne-au învățat că femeile liberale sunt de fapt bărbații din partid. Nu de puține ori, ele s-au luat la bătaie cu balaurii, iar ei au ieșit ca să culeagă laurii. Poate că liberalii ar trebui să ia în calcul serios un președintele partid femeie, mai ales dacă se bazează pe ele în luptele electorale cu un colos, cum e PSD. Bun, vedem că primarul Baicea asta declară că la Costești batem PSD-ul numai cu femeile, spune acesta. Cred că peste tot femeile din liberalilor sunt mult mai bărbate decât ei. Adică eu ce-am întâlnit și ce-am cunoscut sunt niște femei cu personalitate spre deosebire de bărbați care, să mă ierte Dumnezeu, dar eu când mă uit la domnul Miuțescu sau așa, e cam bancul ăla, știi, cu în casă, eu am ultimul cuvânt, da, iubito, cam așa ceva. Adică uită-te și tu despre ce vorbim aici. Niciodată
n-ai să vezi printre liberali, cu excepția, ți-am spus, deci eu sunt fan declarat domnul Narcis Sofianu, atât. De, din punctul meu de vedere, este singurul care are voce în partidul ăsta, ca să nu spun alte subansamble, așa, și se face auzit într-o manieră chiar inteligentă. Domnii de la domnul Miuțescu, domnul Tofan, domnul Baicea, domnul așa, Bica nu mai vorbesc, adică domnul Bica e așa de bon om. Doamne, eu chiar sunt curioasă cum a ajuns omul ăsta în politică, efectiv, cam, cred că s-a trezit așa într-o dimineață și s-a zis, ia, ce să mai fac eu așa ca să scap de monotonie? Și domnii din partid au zis, domnule, domnul Bica este așa ca aghiazma, nu face nici rău, nici bine. Hai să-l punem. Că da, dacă ne uităm pe statistica de la Camera Deputaților, să știți că domnul Bica este cel mai activ parlamentar din Argeș. În ce sens? În sensul de interpelări, în sensul de inițiative, de absolut tot ce vreți dumneavoastră. Eu mă refer la lucruri concrete. Concrete sunt astea, că astea sunt resortele care pe care le poți folosi în Camera Deputaților. Altele nu există. Păi. Iar mai departe, faptul că un om care e bun om și e serios și nu face circ și nu stă cu chiloții pe gard, să mă scuzați de expresie, e atipic pentru politică, înseamnă că problema e un pic în percepția noastră. Legat de domnul Baicea și ce spune cu femeile, el e normal că e pe funcție la Costești, a câștigat alegerile din nou, e normal să-și încurajeze și electoratul, colegii. Electoratul, da, feminin. Nu, că era o chestie între colegi acolo la Costești, însă până departe mai este drum lung. Cu siguranță fiecare dintre partide au femei, doamne și domnișoare, care ar putea să-i reprezinte cu multă cinste și cu multă eficiență, însă din păcate și la capitolul ăsta, domnii de la PSD le-au cam luat-o înainte celor de la PNL, în sensul în care promovarea, cei drept sunt și mai mulți la PSD, au și mai multe funcții și mai multe posturi, dar le-au luat-o înainte, fără doar și poate, la toate capitolele. De la parlamentari, unde îi regăsim pe Simona Bucura Oprescu, pe Cristina Stocheci, unul deputat, altul senator, la funcțiile publice și la numirile în funcțiile publice de concentrate când să puteau face numiri, la organizații și așa mai departe, cred că sunt mult mai în regulă, inclusiv la primari. PSD-ul a avut pe doamna Elisabeta Tudose de la Coșești, pe Jenica de la Ștefănești, cine mai este? Doamna de la Vulturești, pe când domnii o mai au pe doamna de la Mozăceni, care da, oricum n-a avut mare legătură cu partidul, dânsa a ieșit cumva așa pe persoană fizică și în subsidiar a venit da, și PNL-ul. Ei vor avea o muncă grea de aici încolo, vor avea o muncă de grea și din perspectiva reîncălzirii unei ciorbe și coagulării unei echipe care să reprezinte o alternativă și o seriozitate. Cred că asta este cea mai mare problemă la ei, că nu vor... Și nici nu știu să se promoveze. Exact ce spuneai tu acum cu domnul Bica. Deci domnul Bica, într-adevăr, că te-ai uitat tu și că m-am uitat eu și că mai sunt și prietenă cu dumnealui pe Facebook și văd că, într-adevăr, chiar are cele mai multe interpelări și așa este. Și este unul dintre politicienii serioși. Dar nu-l ajută cu nimic echipa pe dumnealui. Adică niciodată nu-l scot în față, nu-l promovează și nu numai pe dumnealui, și pe toți ceilalți. Adică eu sunt... Eu cunosc cazul unui fost primar liberal care avea un proiect european în derulare și omul era disperat pentru că băgase bani să facă acel proiect și era pe la toate ușile în condițiile în care liberalii la vremea respectivă erau la putere. S-a dus să-l ajute cu o semnătură ca să continue proiectul respectiv. Nu l-a ajutat nimeni. Nimeni nu l-a ajutat. Plângea omul pe la uși efectiv și până la urmă a renunțat definitiv și la primărie și la tot, l-au ajutat, dar când era deja prea târziu, pierduse și banii pentru proiectul european și toată investiția și tot așa. Adică, dumnealor au o problemă în partid și cu a echipă și ca manieră de promovare a ceea ce fac ei acolo, pentru că eu sunt convinsă că acolo sunt foarte mulți oameni care au idei foarte bune și care ar putea să facă niște lucruri foarte bune. Dar nu ies în față, ies aceiași oameni ca de fiecare dată. Da, exact! Uite, la conferințele de presă că voi ați fost, îi vedem pe aceiași. Și mai și care spun și tâmpenii. Tu, când ai câte o întrebare ca și jurnalist, vine domnul Tofan și spune nu întrebări, că nu, acum vorbesc eu. Da, adică pune... este filmat, este vorba aceea, nu îi spunem noi, îi punem cuminte în gură sau... Da,
pune la sfârșit întrebările, că nu, eu trebuie să-mi duc poezia mea la capăt, pe care culmea o și citește. Adică, să zicem, știi că mai sunt ăștia cât ocilari care învață un text așa pe de roșii, dacă l-ai întrerupt, a uitat tot. Dar, să mă ierte Dumnezeu, dar nu sunt eu aia care vrea răul liberalilor. Dimpotrivă, eu cred că problema e de la ei, de acolo. Ei își pot face cel mai mult rău din interior decât le putem face noi de aici, din exterior. Ce părere ai, Edi, despre treabă? Cred că la capitolul ăsta s-au descurcat toți extraordinar de bine, adică să-și facă rău ei lor. Exact! Cum se întâmplă cu PSD-ul, care sunt senzaționali în opoziție, deci excepțional, linie, țiplă, nu există răspuns, viteză de reacție. Da, da, da. Țiplă, țiplă, nu există partid care să comporte mai bine decât PSD-ul în ceea ce înseamnă opoziție și atunci când se pregătește să preia puterea. Cei de la PNL nu excelează nici când sunt la putere, nici când sunt în opoziție la capitolul ăsta, dar aia de la PSD, măcar atunci când sunt în opoziție, știu ce au de făcut. Cei de la PNL, dacă mă întrebați pe mine, încă învață mulți dintre ei să facă opoziție, nu cunosc nici măcar resorturile banale de hârtii, de acte pe care ar putea să le facă. Capitolul imagine este un capitol sensibil, el comportă mai multe aspecte pe care le știm cu toții, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să exceleze de aici încolo. Eu zic și legat de domnul Tofan că e mai la început și are așa exuberanța asta și dorința de a ieși în față. Mă întrebați pe mine, de multe ori iese prea în față, dar... Și n-are nici cu ce. Nu știu dacă nu e, că na, e un om de afaceri care se descurcă pe picioarele lui până la urmă. Păi nu, dar este imaginea partidului. Ei trebuie să învețe, ei trebuie să învețe. Problema asta am observat-o la foarte multe partide după partea dreaptă a eșichelului politic și le-am spus foarte multora dintre ei de-a lungul timpului. Ei duc lipsă de comunicator. Dar exact. Nu comparăm lucrurile foarte simplu. Avem pe de-o parte PSD-ul, de cealaltă parte PNL-ul, să spunem, în cazul nostru. Dacă în cazul PSD-ului fiecare primar, și au o târlă de primari, fiecare director, fiecare membru de partid, fiecare director, directoraș, angajat la stat și așa mai departe, se comportă pe de-o parte ca un vector de imagine, pe de cealaltă parte ca un vector de persoasiune la nivelul grupului din care face parte, la nivelul emisiunilor TV și așa mai departe, la PNL se erigează câțiva în purtător de vorbe și de mesaj și acolo rămâne și moare mesajul. Exact. Pentru că ei nu înțeleg că îți trebuie o echipă numeroasă de oameni care să meargă în medii diferite, să meargă în zone diferite și așa mai departe. Tuturor li se pare că treaba asta cu comunicarea este o chestiune banală și că poate să o facă foarte simplu, când în fapt li se demonstrează faptic că este o mare problemă pe care n-au reușit să o depășească de mulți ani la nivelul județului Argeș. Și aceeași, de fiecare dată, adică nu se schimbă. Schimbăm puțin registrul ăla, ceva mai vesel și vedem că, Edi, să știi că s-a inventat și funcția de domnitor și vreau să vedem și cât câștigă un domnitor în zilele noastre. Luăm materialul și revenim. Okay. Ironia sorții face ca Marian Cristescu să fie angajat șofer la Teatrul Alexandru Davila din Pitești de peste 20 de ani, dar a devenit celebru pentru rolul lui Vlad Țepeș, pe care îl joacă de mai bine de 7 ani, în cadrul Dracula Fest. Așa am aflat că domnitorul Țepeș este plătit cu minimul pe economie și chiar a refuzat o șpagă de la niște nemți. Am avut un grup de nemți și a venit cineva, a făcut poze, a fost foarte încântat și de poziția în care l-am pus la... Cum l-ați pus? În genunchi, cu capul sub securea aceea de acolo, care face parte din decor. Și a fost foarte încântat de poze, cum au ieșit cu așa și a vrut să ne ofere și am spus nu, la noi... S-o oferi până altă parte, dar aici nu. Adică Vlad Țepeș a refuzat șpagă, nu? Exact. Înălțimea ta, cu curaj înălțimea ta. Și îl rugăm și pe boier Ionescu, omul de încredere. Deci boierul credincios, nu-l întrebări de la Târgoviște. Să vină aici alături de noi. Așa, boier Ionescu. Dacă îl cunoașteți, aplaudați-l pentru că merită. Cam cât mai câștigă zilele astea un domnitor? Da. Mi-e și rușine să vă spun. Contează. Acum o să-i trage din țeapă. Interziu. Minimul pe economie. Adică 1500 de lei, să înțeleg. Da. Puiu Mărgescu este un alt personaj care a devenit celebru, dar ca domnitori, Alexandru Ioan Cuza și Mircea cel Bătrân. Din fericire, pe cumul de funcții, se câștigă dublul salariului minim, mai ales că acesta este și actor de profesie, cu vechime. La fel, nimeni nu-i va trece nici lui în revisal meseria de domnitor.
Nu știm cât de înălțător este să joci astfel de roluri în fiecare an, însă le-am recomandat celora care le solicită prezența domnitorilor să mai investească și în costumele lor, că în curând nu prea vor mai avea ce purta. Bun, un domnitor în zilele noastre câștigă minimul pe economie. Vedeam și celebra horă, o tot discutam noi, Edi, da, când ai fost data trecută. Luiza. Așa. Mă tot întâlneam cu oamenii ăștia la diverse evenimente, interpretând diverse roluri și chiar mă gândeam, zic, uite domnule, oamenii ăștia sunt cunoscuți de către public mai mult din rolurile pe care ei le joacă în astfel de scenete decât de pe scenă. Bine, primul domn care îl interpretează pe Vlad Țepeș nici măcar actor nu este, este șofer la teatru. De nu știu câți ani este, cred că 17 ani, dacă nu mă înșel, sau chiar mai mult, dacă așa, și chiar eram curioasă cât mai câștigă un domnitor, adică, domnule, dumneata când te duci acasă, te duci ca Vlad Țepeș sau te duci ca Marian, domnul Marian, că așa-i cunoscut. Toată lumea mi-a și spus când îl salută pe stradă, să trăiești domnitoare. Și era, e foarte simpatic, era așa, și de fiecare dată când mă întâlnesc cu dumnealui și mai ales că are și costumul respectiv, îl mai întreb cam câte mărgele au mai rămas pe căciulă, pentru că de la an la an tot pierde din mărgelele respective și chiar m-am uitat eu atent la costum, mi s-a părut așa ciudat materialul care este pe dedesubt și de fapt ce este? Este practic o dormeză, un material de dormeză pe dedesubt care nici ăla nu va mai rezista mult timp și a zis, Măi oamenilor, de atâția ani omul ăsta interpretează acest rol, chiar n-ați putut să-i găsiți și lui să-i, da, o sponsorizare, să-i facă și lui. Chiar uite, dacă cineva poate și vrea, eu chiar v-aș ruga, faceți-i domnule un costum de Vlad Țepeș, că nu mai rămâne omul cu nicio mărgică dacă mai merge mult de la an la an. Iar celălalt, Puiu Mărgescu, apropo, este actor la teatru și el tot așa are un, bine, are un salariu dublu pentru că are și vechime și în fine. Așa. A fost în concediu anul acesta Alexandru Ioan Cuza, dumnealui interpretează doi domnitori și pe Mircea cel Bătrân și pe Alexandru Ioan. Deci anul ăsta nu i-am avut, că a fost în concediu. Da, anul ăsta a fost în concediu Alexandru Ioan Cuza, de-aia n-a putut fi prezent în horă. Așa. Și dacă ce închisoare era în horă, să știi. Da, dar pentru că nu cred că avea loc, îți dai seama. Așa, și chiar mi-a plăcut faptul că am văzut că de câte ori apare domnul Alexandru Ioan Cuza actorul, spală și dumnealor statuia lui Alexandru Ioan Cuza. Când nu apare, este plină de semne ale trecerii păsărilor peste capul domnitorului, adică chiar și anul ăsta a avut probleme. Da, da, da. Nu știu dacă există acest serviciu, dar uite, l-ar putea înființa de ăsta. Da, să că om care face duș statuilor, știi? Există firme specializate care curăță statuile. Păi să spun, nu să curățe și ele cu ceva anume. Normal ar trebui să existe, știi? Dar uite, anul ăsta cred că n-au simțit nevoia să-i facă duș Alexandru Ioan Cuza. A plouat ieri, nu e problema. Ieri, da, a și nins între timp. Bine, asta se întâmpla cu mult înainte și de ploaie și de zăpadă, evenimentul cu pricina. Și eram chiar curioasă, domnule, dumneavoastră, vorba aia, sunteți văzuți niște domnitori puternici, că totuși Mircea cel Bătrân, Alexandru Ioan Cuza, Vlad Țepeș, care ai văzut, a refuzat și șpagă, adică ce tupeu pe nepții ăia, să vrea să-i dea șpagă lui Vlad Țepeș. Știi? Adică, efectiv. Și voi reprezentați niște figuri istorice absolut impresionante, știi? Și tu, realitate, cam așa. Da, și a salariu minim pe economie, pentru că, na, domnitori fiind, au trecut atâția ani, nu mai e în putere cum era, da, exact, pe vremurile alea și au venit tătarii din politică și au ras tot, lui i-a rămas decât salariu minim pe economie. Asta e. Și chiar mă gândeam în revisal. Așa sunt vremurile. Știi cum o fi trecut în revisal, ci că ce funcție domnitor? Din ce perioadă? Cam în ce manual de istorie ar putea să fie trecuți și oamenii ăștia, știi? Da, omul e foarte simpatic, cel care joacă pe Vlad. Da, 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 este. Și foarte harnic, pentru că e printre cei care îi văd absolut toată ziua prin oraș, aleargă de colo. Exact, adică nu face numai pe șoferul, că știi cum este și pe cumul de funcții. Vorba aia, dacă îl interpretezi bine și pe domnitor. Da. Da, adică Vlad Țepeș a rămas în continuare o personalitate foarte harnică.
fără să vrem, într-adevăr. Luiza, mai avem un material, ne mutăm de data asta la Curtea de Argeș, pentru că acolo înțeleg că a început războiul. Oh, da, da, da. E la Edi, a fost un oraș de suflet al lui Edi. Vedem ce se întâmplă la Curtea de Argeș. Câteva vorbe despre material, Luiza. Cei de la serviciul de salubritate, dacă nu mă înșel, au avut de prins vreo 500 de câini maidanezi de pe străzi. Păi și... hai să vedem. Da. Vedem materialul și ne spui apoi. Autoritățile locale din Curtea de Argeș au pierdut primul meci în tur cu selecționata maidanezilor din localitate. 500 de maidanezi din orașul Basarabilor ar fi trebuit să fie tratați cu somn de către autoritățile locale. Numai că echipa celor de la Salubritate Publică Urbană din Curtea de Argeș a venit total nepregătită. Doar 2 maidanezi au fost capturați. Șeful Cătălin Nastea spune: problema cu seringile pe care am rezolvat, doar 2 ani. Nu au fost bine încărcate, nu medicul veterinar nu n-a știut să le facă bine. Medicul veterinar merge pe teren împreună cu cel care a autorizat să tragă pistolul și se încarcă seringa pe loc în funcție de mărimea animalului. Păi și cine trage? Mai mare, cu atât îi bagă mai mult, mai concentrat. Trage băiatul meu care a autorizat. Pistolul e cumpărat, e al societății, al salubrității. Având în vedere că un astfel de meci este destul de scump, poate că ar fi bine ca data viitoare, în retur, echipa celor din administrația publică locală să fie mai bine pregătită. Destul de mare. Păi cât costă? Domnul doctor, îmi iau 80 de lei pentru o oră de plasare în teren. Până una alta, echipa maidanezilor conduce cu 1-0 pe cea administrației locale din Curtea de Argeș. Aceasta, din urmă, necesită niște schimbări printre titulari. Da, interesant ce se întâmplă acolo. Cât costă? 80 de lei pe oră, da? Da, 80 de lei. Și dacă dă și veterinarul greșit, ce-a mai făcut? Păi asta s-a întâmplat, practic, că ei au plecat cu un țel mare în inimă la drum, așa, și s-au întors doar cu o captură infimă, adică n-au fost puse seringile respective de către medicul veterinar, care el trebuia plătit cu 80 de lei ora, că atâta cere și care este, nu este angajatul primăriei, vine din afară, și câinii au fost șmecheri. Și au prins decât 2, care probabil, cine știe, erau la ora după amiezii și erau un pic mai somnoroși. 2 din 500? Din 500, doar 2 din 500, da. Și a zis, nu, dar continuăm. Deci tu îți dai seama, deci mai mare umilință să fii bătut de niște câini. Se vor ajunge la concluzia că trebuie să-l cheme pe Chuck Norris, că la banilor să dea ei până ori prinde ei 500 de câini acolo în ritmul ăsta. Dar foarte, foarte amuzant. Așa problema aveți cu căței de la Curtea de Argeș? Da, da, acolo sunt mai multe probleme, nu numai cu căței la Curtea de Argeș. Nu înțeleg de ce tocmai acum se rezolvă problema câinilor. Cred că au mai avut o perioadă înainte, au mai strâns în câte știu, existau și niște padocuri acolo. Și probabil că la momentul ăsta au început iar să-i cam... năpădească animăluțele. Cert este că dacă nu se ocupă serios de problemă, asta oricum e scăpată de sub control. Scapă de sub control foarte repede. Păi, n-ai nevoie de mai mult de 2 ani de zile ca să primești câteva echipe, să zic așa, noi de cățeluși acolo. Păi gândește-te dacă sunt 500 de câini maidanezi în libertate într-un oraș cum e Curtea de Argeș, care e destul de mic. Cred că așa au făcut ei un calcul că ar fi 500, că nu cred că e așa de simplu să... Ia să mă gândeam totuși, nu-s cam mulți. Din ce au plângeri, cereri, da, după la blocuri și așa mai departe, că în rest... probabil că e mai mult dată, dar îmi imaginam cum s-o fi dus ăsta veterinarul, să te duci să vezi 10 odată pe care îl împuși, cum să schimbi mai repede siringa, cum să calculezi la cât are, oare coada de un metru, păi, exact, numai că... pentru coadă trebuie să-i băgăm jumătate, da, de siringă. Greutatea, adică, și că în funcție de greutate, deci... Păi asta spun cum, adică, că spune pe material, da, domnul, da, de la ce era, de la salubritate? De, de la serviciul public de gospodărire comunală. Și îl și vedeam pe veterinar, știi, ca ăla, ca Robocop, cum calculează el acolo niște grafice,
niște ăla ia greutate versus lungime, înălțime, așa, știi, are picioare lungi, dar are picioare lungi, știi, și că ea cum pune. Păi să gândeau pleca cățelul păi de lângă. Păi asta spun, deci vezi dacă din 500 au prins doar 2, adică niște date, au probabil au avut informatori în rândul maidanezilor și au spus exact cum este la ăștia și de nu-i prinde. Când fac descinderi polițiștii, sigur le-a spus cineva, zice, bă, vedeți că v-au pus gând rău, ia, hai. Vira, de aici din oraș, duceți-vă pe la Merișan, pe la ăstea, pe la Ștefărești, că sunt mai primitori cu voi, găsiți-vă un cămin mai așa, vă întoarceți după ce trec ăștia. Că până se organizează ei, îți dai seama. Mai avem un singur material pe ziua de astăzi, pentru că nu mai avem timp de celelalte. Ceva cu un biciclist, Luiza, da? Da, 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 e un domn. Pe gheață? Da, 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 un domn care a descoperit o metodă de... de a rămâne tânăr și sănătos. Păi să vedem ce metodă a descoperit domnul și revenim pentru concluzii. Valentin Bună are 37 de ani și spune că a început un regim de viață spartan, din cauza că există riscul să se îmbolnăvească de diabet. El a creat împreună cu un medic și un psiholog conceptul Body Engineering, profilat pe nutriție și slăbire. Centrul lor oferă soluții personalizate celor care vor să adopte un stil de viață sănătos și activ. 20 de ani de sport i-au afectat structura osoasă. Valentin Bună spune că nu a mai răcit din anul 2010, deși poartă numai tricou și shorts la minus 15 grade. Face băi în apă cu gheață, are o digestie perfectă și nu mai ține nicio dietă alimentară. Da, interesant. Nu știu dacă am putea să facem baie în gheață totuși. Păi dacă poate, el, bănuiesc că și noi am putea dacă, dacă avem într-adevăr o sănătate bună și am avea o dorință să facem chestia asta, adică, nu știu, nu... De unde e băiatul ăsta? Din București este. Da. Păi, dacă răcește, doamne ferește, el merge la spitalul județean. Exact. Dacă nu avea și noi mai cam București, așa, parcă m-aș încumeta și o să sară într-un pic de... într-o cadă de asta cu gheață, dar așa mă ferești de prima adiere de vânt. Nu, dar am văzut că în ultima vreme tot mai mulți români merg pe abordări din acestea extreme ale sănătății. Mă refer și la faptul că la un moment dat la Ochiuri șeful care se ocupă de pregătirea jandarmilor și care este argeșan i-a dezbrăcat efectiv pe jandarmi la bustul gol și i-a scos în zăpadă la antrenament. Chiar m-a amuzat la un moment dat pentru că pe lângă faptul că erau fric de crăpaie așa, ei erau dezbrăcați dar aveau fular adică efectiv n-am înțeles că s-a surtat cu bocancii. Sau îi se părea comandantului. Exact. Exact. Adică... s-a părut lui amuzant. Băi, dar fularul puneți-l, hai, treacă de la mine. Pe frigul ăla accept orice și... Da. Și o batistuță dacă ți-o punea la piept, da, să s-o lipești cumva. De părul trebuie să o împlătești cu părul. S-o lege așa. Efectiv, adică n-am înțeles că îi punea zăpadă, adică niște ăsta, știi, și era un frig, de mi s-a făcut să mie frig numai când mă uitam la materialul respectiv. Da, cum e mentalitate? Mamă, ai da, grijă să nu te tragă curentul la gât. Exact. Și le-a pus fularul la gât. Și mai era și așa pus, știi? Adică exact de parte și de asta așa, știi, trecut ca o funtiță. Corect, așezat, da? Luiza, da. Avem un material și n-aș vrea să nu-l luăm, pentru că deja oricum a trecut 8 martie, însă vedem că a plouat cu mesaje de la serii, da? De 8 martie. Da, foarte frumos materialul mesajele și haioase. Unii dintre cei mai ascultători bărbați din câți există, cei de la SRI, au demarat o campanie cu mesaje vesele cu ocazia fiecărei sărbători românești, cu autoironie și un umor pe măsură. Mesajele sunt care mai de care mai haioase și mai adaptate la profilul lor de activitate. Fie că vorbim de Dragobete, 1 martie sau 8 martie, Serviciul Român de Informații este prezent și pregătit să ne facă ziua veselă și frumoasă. Și anul acesta, Serviciul Român de Informații a avut un mesaj pentru românce în stilul caracteristic. Dacă v-au plăcut mesajele, suntem convinși că băieții de la SRI știu deja acest lucru. Deci nici să gândești nu mai poți, pentru că deja și gândurile sunt citite, da? Din păcate, o concluzie și cam asta e pe ziua de azi. Cei de la SRI au un PR excepțional, exact. Cred că de un an și jumătate, da, absolut excepțional, printr-o modalitate foarte
aparent simplă, da, că este foarte complicat să gândești toate lucrurile astea în maniera asta, au reușit să-și creeze o imagine foarte bună, numai dacă urmărești postările lor după Facebook și felul în care interacționează cu lumea, inclusiv răspunsurile pe care le dau sunt senzaționale. Așa cred este. Că merită felicitați pentru... Admitem câteodată că ele află primele. Da, este cel mesajul de anul acesta de 8 martie. A. Deci sunt absolut senzaționale. Bine, chiar am luat toate mesajele din urmă și într-adevăr are dreptate Edi, de vreun an și ceva și-au schimbat PR-ul, care este, nu știu cine este, dar este o persoană absolut senzațională, cu o imaginație și un umor teribil și într-adevăr chiar merită să te uiți pe pagina SRI-ului. Adică nu sunt numai... foarte, foarte șeruite în mediul online postările celor de la SRI. Pentru că au mesaj, sunt simple, sunt haioase. Sunt haioase și sunt foarte... Au priză la public. Și sunt inedite. Adică, știi, toată inedit lumea... era și cum ai văzut pe cei de la jandarmerie cu fularul la găcii. Măi, adevărul e că aia nu era inedit, că dacă stăm bine să ne gândim din poveștile bunicilor noștri, știm că în război, ai văzut, se... Cu fularul își dezbrăca. Veneau din război... Și un pic de ruj, așa. Exact. Nu, acum a zis că bărbatul modern nu mai dă cu pumnul în masă că-i sare oja. Este o problemă. Dar rest, fularul... Și chiar eu aș recomanda ca fularele să fie făcute de Cătălin Botezatu, pentru că ar avea și inspirație. Îți dai seama să intri într-o unitate plină numai cu jandari dezbrăcați. Wow! Dar și cum umblă inspirația? Uite așa, știi cum, ca gândacii pe pereții din căminele studențești. Am ajuns la final, vă mulțumesc tare mult pentru prezența de astăzi, Denis, mulțumesc, Luiza, de asemenea și ție. Domnilor și domnilor, Breaking the News se încheie aici, sunt Denisa Catrinu, vă dau întâlnire la ora 13 la Absolut News. Pe curând!